Sunt părintele Matei Vulcănescu și astăzi avem marea bucurie de a lansa canalul de televiziune online DOR TV. Îl avem invitat astăzi pe domnul Michael Goh, așa, cetățean britanic, creștin ortodox, botezat, membru al parohiei noastre aici la Liverpool. Suntem împreună și împreună lansăm acest canal de televiziune. Trebuia să fie și George Bănulescu, care este asociatul nostru la acest canal, dar nu a putut să vină astăzi. O să-l așteptăm săptămânile viitoare ca să putem să continuăm șirurile de emisiuni pe care să puteți să le urmăriți, așa, în care veți afla foarte multe lucruri despre credința ortodoxă, despre societate, despre acțiunile civice. Domnul George Bănulescu se va ocupa în continuare pe chestiunile civice, chestiunile morale, lupta pe care o duce dumnealui pentru apărarea drepturilor oamenilor. De aceea și aducem cu această ocazie, aducem un omagiu domnului George Bănulescu pentru munca sa extraordinară pe care a depus-o și la Rock TV și iată și la televiziunea noastră comună numită DOR TV. Este dorul acesta de ortodoxie, așa, și de neam, de ceea ce este frumos, cuvântul DOR TV, așa. De aceea este o emisiune sărbătorească. Este o emisiune frumoasă, este o emisiune minunată. Încercăm ca primă emisiune în spațiul acesta al undelor pe diferite căi, pentru că se transmite și pe YouTube, se transmite și pe Facebook și este preluat și pe alte canale și așa mai departe, să poată fi văzut de cât mai mulți oameni care iubesc ortodoxia, iubesc libertatea, iubesc adevărul, au ceea ce se numește exprimarea liberă, se exprimă liber, așa cum ne garantează și constituțiile țărilor în care ne aflăm. Domnul Michael Goh, așa, bună seara! Bună seara, părinte, binecuvântat! Binecuvântarea Domnului, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și toate le plinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată spurcăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iată-ne, domnule Michael, suntem împreună în această emisiune. Sunteți un reputat inginer al Marii Britanii. Sunteți cunoscut în lumea inginerilor. Sunteți în același timp un fervent credincios al Bisericii Ortodoxe. Dacă puteți să ne spuneți așa în câteva cuvinte, v-ați născut creștin ortodox? Părinte, pot să vorbesc în engleză? Da. So, nu, I'm not born as an Orthodox. Nu m-am născut creștin ortodox. I was born in a pagan household in Malaysia. M-am născut în Malaezia, ca păgân. Yes, it's a Chinese folk religion, it's pagan, so we grew up with idols, with animal sacrifice. Am crescut cu sacrificii animale, cu idoli în religia chineză tradițională. And also we have worship of ancestors and worship of the dead. De asemenea, avem ceea ce se numește adorarea strămoșilor și adorarea celor morți. Acesta este cultul chinez tradițional malaezian. Da. Deci, domnule Michael, nu v-ați născut creștin ortodox, așa cum a avut marea șansă să se nască poporul român. Pentru că românii, în general,
Acum nu știu care este procentul, dar în mare parte s-au născut și au fost botezați de mici la 8 zile sau la 40 de zile. Așa, deci la 40 de zile sau la cel târziu un an, din câte văd, din câte aud. Deci iată că iată că suntem în această extraordinară încercare de a vedea, care este parcursul unui om care a reușit să treacă de la religia străbunilor, religia chineză maleziană, da, la credința ortodoxă. Așa cum ne-ați spus, v-ați născut în religia păgână a strămoșilor. Și atunci cum ați ajuns să cunoașteți ortodoxia? Yes, so as I grew up in the religion, we didn't question anything. Am înțeles. Deci ce s-a întâmplat, da, este că așa cum am crescut în credința noastră, nu mi-am pus niciun fel de întrebări, da? Mm-hmm. Yes. Da. We were just taught to be sort of obedient, but blindly obedient, without questioning. Ni s-a spus că trebuie să fim ascultători, să fim obedienți, fără însă să ne punem întrebări. Because the Chinese folk religion is part of the Chinese culture, which is part, it's supposed to make everybody depersonalized, so that everybody is like a big mass together. Această credință păgână cumva te depersonalizează și este ca o masă amorfă în care toți fac același lucru. So we can see it as an example when you have a regulation from the state in the Far East, you have people very obedient to what the state or the authorities or the elder people say because of this culture. De aceea vedem că există această legătură între bătrânii culturii și cei care urmează acest cult. Mm-hmm. So and this is how we grew up. We didn't question anything. We just be obedient to your parents, do what your parents say. De aceea am crescut fără să ne întrebăm, trebuia să fim obedienți, ascultători credinței strămoșilor noștri. Domnul Michael, e un lucru important să spunem și să știe și telespectatorii noștri, faptul că și cei care se nasc în credința creștin-ortodoxă, cumva fac niște obiceiuri, își botează copii, fac nuntă la biserică, își înmormântează cu preotul. Preotul este chemat la mormântare, să facă o slujbă, să aducă pomeni, colive și așa mai departe. Deci vedem aceste obiceiuri pe care nu le găsim, iată, numai într-o credință păgână, ci și în credința creștină, în care oamenii se nasc cumva în această credință, dar nu-și pun întrebări. Nu-și pun întrebări. De aceea e foarte greu ca cineva care este născut într-o anumită credință și nu se întreabă: oare credința mea este calea cea adevărată? El să rămână de fapt blocat în niște, chiar dacă e în credința cea adevărată, să nu realizeze, să nu-și pună vreodată întrebări. Lipsa întrebărilor este o mare problemă. De aceea vreau să te întreb, Michael, cum ai cunoscut ortodoxia? Da, și so when I started asking questions, which was not accepted in the society. Deci iată, exact ceea ce credeam. Deci ai început să pui întrebări, da? Un lucru extrem de important, a pune întrebări, pentru că
De obicei, când omul nu își pune întrebări, atunci el nu află răspunsuri. În momentul în care noi nu cerem de la Dumnezeu nimic, Dumnezeu nu ne dă ceva noi necerând. Nu? Spune că noi, voi răi fiind, dați cele bune copiilor voștri. Cu atât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri vă dă vouă cele bune atunci când cereți, da? Dar faptul că noi nu cerem de la Dumnezeu nimic sau nu ne întrebăm ce vrea Dumnezeu de la noi, aceasta este o întrebare esențială pe care Dumnezeu ne-a creat cu raționalitate, adică puterea de a discerne, da? De a gândi, de a ne pune întrebări. Oare sunt bine aici unde sunt? Oare credința mea este credința cea adevărată? Indiferent în ce credință te naște, această întrebare este extrem de importantă, pentru că altfel rămâne doar o cutumă, nu? Rămâne un fel de a fi pe care îl faci toată viața, fără să te întrebi și fără să poți să evoluezi spiritual, nu? Fără să poți să înaintezi în viața duhovnicească, să înțelegi, să ajungi la adevăr. Da? Sunt mulți căutători ai adevărului, dar în același timp sunt și mai mulți care pur și simplu trăiesc o viață anostă în care ei nu-și pun niciun fel de întrebări și nu vor rămâne întotdeauna închistați în niște șabloane, să le spunem. Da, exact. And the question I had, I obviously started asking with the pagan priestess and priests in the temples. Am început să întreb pe preoții și pe preotesele păgâne din templu, să pun întrebări, să le adresez întrebări legate de credința în care m-am născut. I asked, why do we do this worship? Am întrebat, de ce facem noi această adorare, această slujire, da? Why do we offer this food to the dead people? De ce oferim această mâncare oamenilor morți? Da. Because I know that after we offer it, we take it ourselves and eat it ourselves. Pentru că știu că după ce ofeream oamenilor morți mâncarea respectivă, era oferită morților, apoi noi luam această mâncare și o mâncam noi. So I asked, isn't it hypocritical for us to give something to somebody and then eat it ourselves? Nu este o ipocrizie ca noi să dăm această mâncare altcuiva, chiar și mort fiind, și în același timp apoi să o mâncăm noi înșine? And I want to know, I noticed in myself that there are sins, there are things that I do that are wrong against my conscience. Și am simțit că sunt lucruri pe care le fac și care sunt păcate, sunt împotriva conștiinței mele, adică să spunem glasul lui Dumnezeu din om, care fiecare om, chiar dacă se naște păgân sau este botezat creștin, el are glasul conștiinței lui Dumnezeu care îl atrage către adevăr. Yes. Exactly. Yes. And the questions kept growing in me. Și întrebările au continuat să crească în mine. And the answers were insufficient from these pagan leaders. Și răspunsurile erau insuficiente de la acești lideri păgâni. They would say, don't question, just listen and obey. Ei spuneau, nu întreba, doar ascultă, doar supune-te și ascultă. Or they give very inconsistent, illogical answers. Ori dădeau niște răspunsuri foarte inconsistente și foarte ilogice. So as I was growing up, and you know, when you grow up as a teenager. Așa, pe măsură ce am crescut și știți, când crești și ajungi la adolescență. I had a friend who was into Buddhism. Aveam un prieten care era în credința budistă. And he was sharing with me all the meditation things that he was doing. Și împărțea cu mine, mi-a arătat toate meditațiile pe care le făcea ca budist. And so I was listening to him because there. For a Chinese pagan, Buddhism and paganism is the same thing. Pentru un chinez, budismul sau paganismul ancestral al părinților este același lucru, e aceeași credință de fapt. People don't care which god you have as long as you are part of the sort of sphere, cultural sphere. Oamenilor nu le pasă cărui Dumnezeu te închine atât timp cât este în sfera culturală de acolo. Mm-hmm. Exact. And so when I went along with the Buddhism thing that my friend was telling me. Și am început să urmez credința budistă despre care îmi vorbea prietenul meu. It was a very philosophical system. Este un sistem filozofic about your desires. You have desires that are not met and you have to get rid of your desires. Este vorba despre dorințe care nu ți se îndeplinesc și atunci tu trebuie să renunți la dorințe, să scapi de ele, să nu ai niciun fel de dorință ca să nu ai suferință, nu? Da.
Exactly, and if you don't have desire, you don't have suffering. Deci dacă nu ai dorință, nu ai suferință. And so initially the preposition seems good. Și deși inițial această propoziție, această propoziție filozofică pare a fi bună, but there was another friend in school. Dar era un alt prieten în școală, who was a very logical person. Care era o persoană foarte logică. He said that if you desire not to have desires, isn't that a desire? Dacă tu îți dorești ca să nu ai o dorință, aceasta nu e o dorință, dorința de a nu avea dorințe, nu? Iată. That's the foundation of Buddhism, which was just collapsed straight away from me. Și atunci iată că toată această bază, temelie a budismului a colapsat, s-a prăbușit în ea însăși, da, prin această întrebare, însăși dorința de a nu avea o dorință nu e tot o dorință. Yeah, exact. It was very quickly demolished even by someone who claims to be an atheist. Deci prin aceasta s-a demolat chiar și pentru cineva care, de exemplu, spune despre el că este ateist. Mm-hmm. Yes. So I started to search, what is the truth? I asked myself. Și atunci m-am întrebat pe mine însumi, ce este adevărul? I was trying to search to find what is the truth. Și am început să caut, să caut să răspund această întrebare, să caut să găsesc ce este anume adevărul. As I was looking through, because in Malaysia we're exposed to many different religions. You have Islam, you have Roman Catholicism, you have Protestantism. În Malaezia avem Islam, avem Romano-Catolicism, avem Protestantism, Neoprotestantism. Yes. And Islam is the state religion. Și Islamul este religia de stat, da, a Malaeziei, da. And from my own conscience and my own experience with Islam, I rejected it straight away. Și prin conștiința mea mi-a spus că Islamul să resping automat, l-am respins ca și credință. Yes, it was never, because I saw how violent it is. Încă am văzut cât de violent este. And how hateful it is. Și cât de multă ură există în Islam. And how they disrespect people who are everyone who are men and women. Și cum lipsa de respect față de bărbați și față de femei. Yes. And so the other two options that remained were Roman Catholicism. Și atunci celelalte două opțiuni pe care le aveam era să urmez romano-catolicismul or Protestantism. Sau protestantismul. Roman Catholicism was also I was repulsed by it. Aveam o repulsie față de romano-catolicism. Because of the way they emphasize on the Pope being the head of the church. În modul în care se raportau la papă ca fiind capul bisericii. We in Asia would say, who is this old man in Rome wearing the white shirt and white clothes? Noi în Malaezia spuneam, cine este bătrânul acesta din Roma care este îmbrăcat în alb? Why do we have to listen to him? De ce trebuie să ascultăm de acest omuleț, de acest individ? Why do we have to pray in Latin? De ce trebuie să ne rugăm în limba latină? Why do we have to follow his priest? De ce trebuie să urmăm preoților lui? From my own search and my own experience, I felt that there was not much difference between Roman Catholicism and paganism. Din cercetarea mea legată de romano-catolicism, am observat că nu este o diferență mare între paganismul în care m-am născut și romano-catolicism. Because when I tried to approach them and to see the way they worship or the way they behave. Atunci când m-am apropiat mai mult și m-am uitat la modul cum ei slujesc și cum se comportă, is exactly the same like the pagan temples. Sunt exact ca în templele păgâne. And so I went to the other option, which is Protestantism. Și de aceea am ales cealaltă opțiune, care este protestantismul. Especially the new Protestants. Și mai ales ceea ce se numesc neoprotestanți. So those groups that assemble freely and they say they're independent and acele grupuri care se adună liber, care spun că sunt independente. And they say that we are only following the Bible. Care spun că noi urmăm doar Biblia, doar Scriptura.
And so that had a stronger attraction for me. Aceasta, bineînțeles, a fost o atracție puternică pentru mine, because it was not based on human authority. Pentru că nu era bazat pe autoritatea omenească, autoritatea unei persoane, unui om. Yes. And as this part of my journey was when I also moved to the UK when I was in my teenage years. Și în perioada adolescenței, aceasta era căutarea mea în perioada adolescenței, moment în care m-am și mutat în țara nu colonizatoare, în Anglia, în regatul Marii Britanii, în insula Marii Britanii, Anglia, England. Yes. So I came to study engineering here. Am venit aici ca să studiez inginerie. And my first impression when I first arrived in Britain was. Și prima mea impresie pe care am avut-o sosind în Britania, în Marea Britanie, a fost: how is it possible to have a secular society? I've never encountered that in my life. Cum este posibil ca să existe o societate secularizată? Nu am mai întâlnit lucrul acesta în viața mea. I didn't understand how people cannot have an idea of a God. Nu înțelegeam cum oamenii nu pot să aibă ideea unui Dumnezeu. And they openly say that they are atheists, they are agnostics. Și să spună deschis că ei sunt agnostici sau sunt atei. I could see that the morals, the way people behave based on this this lack of faith or their false faith. Și am văzut că morala acestor oameni lipsită de credință sau pe o credință greșită, falsă, was against my conscience. Era împotriva conștiinței mele. And so the for me in my search I went to the Protestants. Așa că pentru mine în căutarea mea am mers la neoprotestanți. And who said that yes, we know the Bible, we know Christ. Și ei spuneau: da, noi cunoaștem Biblia, noi cunoaștem pe Hristos. And so I said, oh, that's great. I want to find out more. Și am zis: da, este minunat. Vreau să aflu mai multe lucruri. Yes. And so I joined their Bible study group. Și am început să merg la studiile biblice ale lor. They gave me a Bible to read. Mi-au dat o Biblie pe care să o citesc. Up to this point, I had no experience with the Bible or with the New Testament. Până în acel moment, nu am avut niciun fel de experiență cu Biblia și mai ales cu Noul Testament. And when I read the Gospel of Matthew for the first time. Și atunci când am citit Evanghelia lui Matei pentru prima dată. And what Christ says at the Beatitudes. Și ce spune Hristos în fericiri. And what in English is called the Sermon on the Mount. Ceea ce se numește în limba engleză predica de pe munte. I was blown away. I was shocked. Am fost efectiv șocat. Am fost efectiv aruncat în aer. I said, who can say this kind of thing? Am zis: cine poate să spună aceste lucruri? It's not philosophy. Aici nu este filozofie. It is something out of this world. Este ceva care este în afara acestei lumi, din afara acestei lumi. And who is this man Jesus Christ? Și cine este omul acesta Iisus Hristos? And how can he say all these things? Și cum poate el să spună toate aceste lucruri? It doesn't sound to me like it comes from a very studied person, intelligent. Nu părea că vine din partea unei persoane extraordinar de studiate sau foarte inteligente. It comes with a very strong power, a spiritual power. Venea însă cu o putere spirituală extraordinar de mare. And I said this must be God. Și am zis că acesta ar trebui să fie Dumnezeu. E acest Iisus Hristos care a spus fericirile, nu? Care spunea predica de pe munte, da? La Matei o găsim. Yes. Acolo. Matthew 5, 6, 7. Matei 5, capitolul 5. 5, 6 și 7. Capitolele 5, 6 și 7. These chapters have always remained stuck in my heart. Aceste capitole au rămas foarte adânc întipărite în inima mea. It was such a shock to see, you know, that what Christ said. A fost un adevărat șoc ca să văd că ceea ce spune Hristos. But I also knew what he said is the truth. Dar simțeam în mine că ceea ce spune Hristos acolo în predica de pe munte în fericire este adevărul. Yes, it was very
the experience was very strong, and so I continued with the Protestants. Experiența a fost foarte puternică și de aceea am continuat cu protestanții. Because they claimed that they know all the Bible. Pentru că pretindeau că ei cunosc toată Biblia. So I started to go to their Bible studies often. Și așa că am început să merg foarte des la studiul biblic al lor. I started to encounter the inconsistencies within the Protestants. Și am început să observ lucrurile inconsistente, neveridice din protestantism. They would focus on certain chapters or verses of the Bible. Erau focusați, erau concentrați pe anumite capitole, pe anumite versete ale Bibliei. Sometimes they would think they would say they will dwell on those for years. La un moment dat spuneau că sunt sunt focusați, sunt concentrați ani de zile pe un anumit verset. And I said, what about the other verses of the Bible? Și atunci am întrebat, dar ce se întâmplă cu celelalte versete ale Bibliei? Yes. And I sincerely asked them the questions because they said they're open to questions. Și am întrebat cu sinceritate pentru că au spus că ei sunt deschiși întrebărilor. And I read in the scriptures. Și am citit în scripturi. It says that we have to love God. Că noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu. But sometimes it says we have to fear God. Și în același timp, însă, în anumite momente, scrie că noi trebuie să ne fie frică de Dumnezeu. And they couldn't give me an answer. Și nu puteau să-mi dea un anumit răspuns. So I kept that question within me because I didn't receive an answer. Și am păstrat această întrebare în mine pentru că nu am primit un răspuns. And I continued with them because I wanted to learn more and more. Și am continuat cu ei pentru că vreau să aflu mai multe și mai multe despre Biblie. And at some point I said, yes, I acknowledge that Christ is God. Și la un moment dat am spus, da, înțeleg că Hristos este Dumnezeu. So I said that I want to be baptized. Și am spus, vreau să fiu botezat. And that's when I had a big dispute with my parents. Și atunci am avut o mare dispută, o mare ceartă cu părinții mei. My mother said, "How can you do this? You're betraying us." Cum poți să faci? Mama mi-a spus, "Cum poți să faci lucrul acesta? Ne trădezi prin asta, nu? Trădezi credința străbunilor tăi, nu?" Mm-hmm. Yes, da. Exactly. And da. And also, "How can you do this to me?" Și în același timp spunea, "Cum poți să-mi faci lucrul acesta mie?" And I said to her, "I don't want to play this emotional guilt." Și am zis că nu vreau să joc acest joc emoțional. I want to know who the true God is. Eu vreau să știu cine este Dumnezeul cel adevărat. And if Jesus Christ is the true God, dacă Iisus Hristos este Dumnezeul cel adevărat, then I have to follow him. Atunci trebuie să-l urmez pe el. And obviously I spoke to my father as well. Și am vorbit atunci și cu tatăl meu. And he gave a very sort of compromistic answer. Și a dat un răspuns de compromis. And he said, "Oh, you can have faith in your own heart, but you don't have to say it." Poți să ai credința aceasta în inima ta, dar nu trebuie să o zici în afară. Da. And I said, "No, it's not possible." Și atunci am răspuns că nu este posibil lucrul acesta. If you believe something is true, how can you not say it's true? Dacă crezi că ceva este adevărat, cum poți să nu spui că este adevărat? So at the same time, my desire was to be with Christ, and I understood through reading the scriptures there is something called the church. Să citesc în continuare Scripturile, am văzut că acolo se vorbea despre ceva care este numit biserică. Chiar asta vreau să te întreb, Michael, și să punctăm acest lucru, și anume, bine, ai ajuns în lumea protestantă, da? Ai cerut să fii botezat, ai fost botezat în lumea protestantă? Da. Deci ai fost botezat în lumea protestantă. Da. Când s-a întâmplat lucrul acesta? Adică așa zisul botez protestant. Yeah. So the so-called Protestant baptism was. Așa zisul botez protestant pe care l-am primit. You went into the water. Tu intri în apă. And you go backwards. Și te dă pe spate, te aruncă pe spate, așa. But it's completely
opposite of Orthodox baptism. Este exact opusul botezului creștin ortodox. E foarte interesant ceea ce ne spui, Michael, că într-adevăr este exact opusul botezului ortodox. Este un fel de dezbotezare, am putea să spunem, pentru că ei te pun pe spate. Yes. Te pun o dată sau de trei ori? One time. Deci te arunc o dată pe spate în apă. And you have to do it yourself. You have to push yourself backwards. Și trebuie să te arunci tu singur în apă. And then somebody else will pick you up on you. Și cineva te va ridica, nu? Yes. Da. And so this so-called baptism. Și așa zisul botez neoprotestant. Yeah, this Protestant baptism did not have any impact on me. Nu a avut absolut niciun fel de impact în sufletul meu, în mine, nu? Yes. There was emotions only. Era doar o chestiune emoțională, doar emoții. Yeah, and it feels no different to, let's say, having a birthday party. Și nu era nicio diferență cu a avea, de exemplu, un party de birthday, de ziua de naștere, nu? Da. So the Protestants themselves don't believe that it's anything. Protestanții înșiși nu cred că botezul acesta înseamnă ceva, pentru ei nu este doar un simbol, nu? Yes, simbol. Pentru ei nu este o realitate, nu este o transformare, nu este o transformare ontologică, nu e o poartă de intrare în biserică, nu? No, there's no understanding of that. It was just completely just to be obedient to the letter of the Deci să fii, adică să fii doar obedient, doar ascultător literei Bibliei care spune că trebuie să te botezi, dar nici forma botezului nu era corectă. Și atunci întrebarea este, Michael, cum ai cunoscut Biserica Ortodoxă? Cum ai ajuns la ea? Cum ai ajuns la ideea de biserică? Pentru că protestanții, mai ales neoprotestanții, nu spun că sunt biserică, ei spun că sunt congregație, ei spun că sunt adunare. Yes. Ideea de eclesia, această idee de eclesia, unde ai descoperit-o? In the Protestants they don't talk about the church at all. They have no idea. They don't talk about it. They just talk about your experiences and your personal feelings about. Deci în protestantism nu se vorbește deloc despre ideea de biserică, ci se vorbește despre experiențele tale personale legate de religioase sau sentimentaliste, nu? Yes, exactly. Da. And the idea of the church came to me slowly as I was reading the scriptures. Ideea de biserică a apărut ușor cu cât înaintam mai mult în citirea Noului Testament, a Sfintei Scripturi. Yes, and I started to see that all the apostles talk about the church. Și am văzut că toți apostolii vorbesc despre ceea ce se numește biserică. And also the apostles talked about heresy. Și în același timp am văzut că apostolii vorbeau de ceea ce se numește erezie, da? Yes. And the Protestants don't talk about heresy. They said no, it doesn't exist and was an old-fashioned word. Protestanții, neoprotestanții spun că nu există erezie și că este un cuvânt învechit, cuvântul erezie. Păi vedem lucrul acesta la așa zisul sinod din Creta, în care se pune bazele sau de fapt baza teoretică a participării Bisericii Ortodoxe la Consiliul Mondial al așa zisor biserici, care sunt de fapt neoprotestantisme, grupări protestante de fapt și neoprotestante. Și atunci iată că ideea aceasta de biserică ortodoxă împreună cu protestanții se creează de fapt o nouă ecleziologie care este greșită. Da, exact. So what was announced or agreed in the Council of Crete is exactly what the new Protestants believe. Deci ceea ce a fost aprobat în Consiliu, în sinodul de la Creta din 2016, este exact ceea ce cred protestanții că este biserica, erezia și așa mai departe, este învechită, nu mai există în Creta, nu mai există cuvântul erezie, da? Yes. Să spunem foarte clar lucrul acesta. Transformându-se, de fapt, Biserica Ortodoxă, nu vorbim de Biserici Ortodoxe semnatare, deci Bisericile Ortodoxe semnatare s-au transformat, da, în grupări protestante. Deci ei nu mai au ortodoxie decât prin faptul că au icoane pe pereți, că au ierarhie, dar ca ecleziologie, ca mod de înțelegere asupra bisericii, este o învățătură protestantă care trece ușor în studenții la teologie, în preoți, în episcopi. Și iată cum această biserică ușor se rupe din cadrul trupului, din cadrul trupului lui Hristos și devine o erezie aparte, unită cu acest Consiliu Mondial al Ereziilor, de fapt.
Și spune-ne cum mai departe, cum ai descoperit biserica ortodoxă? So I as I was searching about this word ecclesia in the New Testament. Când căutam acest cuvânt anume ecclesia, biserică în Noul Testament, I came across, I was looking for old prayer books, Christian prayer books from the first centuries. Căutam să văd cărțile de rugăciuni începând din primele secole creștine, să cunosc și eu care sunt cărțile de rugăciuni după care se rugau creștinii încă din primele veacuri creștine. And I came across a Russian Orthodox prayer book. Și am găsit niște cărți de rugăciune numite Russian Orthodox, adică ortodoxe rusești. Da. A very famous prayer book in printed in America. Este vorba despre o carte de rugăciuni foarte cunoscută, foarte faimoasă, care este tipărită în Statele Unite ale Americii. So I said I will take a look. I'm interested to find all prayer books. Am zis am să mă uit, mă interesează să văd toate cărțile de rugăciuni care există. And I opened the first page. Și am deschis prima pagină. And it says in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Și era scris în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. And I said these people are Trinitarian. Și am zis, oamenii ăștia sunt trinitarieni. And then the next prayer that says is O Heavenly King. Și a doua rugăciune era Împărate Ceresc. And I said, wow. Și am zis, wow. Who wrote this prayer? Cine a scris această rugăciune? I've never seen it in Protestants. Nu am găsit-o niciodată la protestanțe. Michael, ai văzut că la începutul deschiderii postului de acesta de televiziune DOR TV, am spus rugăciunea Împărate Ceresc în limba română. And this prayer was for me a revelation. Și această rugăciune pentru mine a fost o adevărată descoperire, o revelație, da. And I saw because the prayer asks for us to be healed. Pentru că această rugăciune cere pentru noi ca să fim vindecați. And I had a sense that it is sin is a disease. It's always. Și atunci am primit această idee, mi s-a luminat mintea în această idee cum că păcatul este de fapt o boală. Yes. So I started reading the prayers every day. Și am început în felul acesta să citesc rugăciunile în fiecare zi. So I read the in Russian they have the evening and the morning and evening prayers. Și am început să întreb cartea aceasta era în limba engleză, nu? Da. Was in English. Era limba engleză. Așa, și am început să citesc rugăciunile acestea dimineața, la prânz și seara, nu? Yes. Deși nu era botezat, era în botez, așa am zis, sub acel botez mincinos, yes, protestant. It was a false baptism. Era un botez mincinos, da, yes. Fals. And I was reading it every day and I read the in the prayers it has the Nicene Constantinopolitan Creed. Și am văzut că printre rugăciuni este și crezul Niceo Constantinopolitan. And that's where I started there was the word that in I believe in one Holy Catholic and Apostolic Church. Și acolo era scris în acest crez Niceo Constantinopolitan, cred într-o una Sfântă, Catolică și Apostolică Biserică. And I said, where is the church? Și atunci am întrebat, unde este biserica? I asked in my prayers, I asked Christ, what is heresy? Why is the church? Am început în rugăciunea mea să-L întreb pe Hristos, pe Iisus Hristos, direct, nu? Așa. Spune-mi, Doamne, unde este biserica Ta? Unde o pot găsi? Biserica Ta, așa. Where is the church that has no heresies? Unde este biserica care nu are nicio erezie? Ce este erezia în primul rând? Și unde găsesc biserica care nu are nicio erezie? Because the Protestants say that it's okay to have faith and a little bit of heresy. Pentru că protestanții spuneau este bine să ai credință și chiar dacă ai așa zisă erezie, puțină nu contează. Este exact învățătura de la Creta, iarăși. Yes, exactly. Așa numitele biserici nedepline. Yes, exactly. So they would say, the Roman Catholics have heresy, but it's okay. They believe in God. Spune exemplu, e adevărat că romano-catolicii au erezii, dar este în regulă pentru că ei cred în Dumnezeu, da. Yes. As long as they minimize their dogmatics. Atâta timp cât au minimalismul dogmatic.
And they just say, as long as you have faith in God and Jesus Christ as your Savior. Atâta vreme, îi spun așa, atâta vreme cât crezi în Dumnezeu și în Iisus Hristos ca Dumnezeu și Mântuitor. That's sufficient. Este suficient. Interesant că nu zic Dumnezeu și om, la fel cum zice și Creta. Yes. Foarte interesant. Exactly. Credința doar în Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu și în Iisus Hristos ca Dumnezeu și Mântuitor, fără însă a pune problema aceasta, și anume că Iisus Hristos este și om. Mm-hmm. Ei nu spun lucrul ăsta pentru că ar deranja pe monofiziți, pe severieni, nu? Yes, exactly. Monofiziți severieni care sunt astăzi așa numiți miafiziți care găsim în Egipt, nu? Mm-hmm. Biserica Tewahedo din Africa, din așa numita biserica în ghilimele ortodoxă etiopiană, care numai ortodoxă nu este, ci este eretică, condamnată de sinoadele, de sinodul 4 ecumenic, 5, 6 și așa mai departe. Biserica așa zisă egipteană, da, copții, biserica coptă, biserica malabariană din India, biserica așa zisă biserică siriană, melchită și așa mai departe, toate acestea sunt erezii miafizite sau monofizite din primele veacuri creștine condamnate de biserică la sinoadele ecumenice. Da. And in my small limited way, I started to study each line of the creed. Și atunci, în modul meu limitat, am început să studiez fiecare paragraf al crezului. And it says in the creed that Christ is true God of true God. Și acolo scrie că Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. And who for our sake and our salvation. Care pentru a noastră mântuire, pentru noi și pentru a noastră mântuire, became man. A devenit om, da. So that's something that was not emphasized at all by the Protestants. Lucrul acesta nu era spus nicăieri de către protestanți, faptul că el a devenit om. Ideea nu la celor două fii. Mm-hmm. Yes, exactly. So dumnezească și omenească. They say that yes, Christ is like a man, like a normal man that we can talk to as a person like I'm talking to Father, but it's they reduce God's the divinity of Christ. Deci ei, în același timp reduc divinitatea lui Hristos, adică neagă cumva divinitatea lui Hristos. E interesant, Michael, că ei o neagă și prin faptul că ei nu au icoana lui Hristos, adică ei resping icoana lui Hristos. Bine, nimeni nu zice să idolatrizăm icoana, să o transformăm într-un Dumnezeu, să începem să facem nu știu câte procesiuni, să o împodobim cu milioane de flori, dar în același timp au respinge icoana, arată faptul că noi respingem că Iisus Hristos a făcut om, că este Dumnezeu adevărat și în același timp om adevărat. Yes. Deci ei resping și întruparea și divinitatea. E foarte interesant. Yes. În același timp. Yes, at the same time, because if you don't have the teaching of the church, the fathers, that Christ is perfect God and perfect man. Dacă nu avem învățătura părinților bisericii, anume că Iisus Hristos că este Dumnezeu adevărat și om adevărat, you go out of the way, you go into heresy. Atunci tu te duci în afara căii, te duci în ceea ce se numește erezie. And you will start worshiping a false Christ. Și atunci tu începi să te închini, să cinstești, să adori un Dumnezeu fals. And as we read in the epistle of St. Paul to the Galatians. Și așa cum citim în epistola Sfântului Apostol Pavel către Galateni, it says that whoever, even an angel from heaven teaches you. Dacă un înger din cer, oricine ar veni, inclusiv un înger din cer ar veni și te-ar învăța o altă evanghelie decât cea propovăduită de noi, să fie anatema, da. Deci iată foarte important lucrurile acestea scrise în Biblie, de aceea citiți Biblia, citiți Noul Testament, pentru că acolo aflați credința ortodoxă, nu? Iată. Yes. And so in English they translate the word anathema as accursed. Și în limba engleză cuvântul anathema este tradus cu blestem. You may not know, but in English there are thousands of Protestant translations of the Bible. Poate nu știți, dar în limba engleză sunt mii de traduceri protestante ale Bibliei. And sometimes they're contradicting translations. Și sunt de multe ori vedem contradicții în traduceri, contradicții enorme în traduceri. So I took a few versions to look at what does all this mean? What does a curse mean? Și atunci am luat mai multe versiuni ale traducerilor ca să văd ce înseamnă acest blestem, ce înseamnă blestem. Because
I don't want to be accursed from Christ. Pentru că nu vreau să fiu blestemat de la Hristos. So I tried to find and then I looked at the Greek original. Și atunci m-am uitat la originalul grecesc. O facem așa, să punctăm puțin cât de important este să cunoaștem limba greacă veche ca să putem să înțelegem originalul, da? Să putem să citim în original, să ne dăm seama de diferențe. Yes. Pentru că dacă nu cunoaștem originalul, vom merge pe niște traduceri și traductore traditore. Întotdeauna traducătorul este întotdeauna trădător al sensului original. Yes. De exemplu, putem să dăm acest exemplu, apropo de fericiri despre care tu ai luat contact prima dată cu Evanghelia lui Matei, acolo se spune fericiți, se spune fericiți cei săraci cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Dar dacă ne uităm în original, cuvântul este makari ptohito pneumati, și așa mai departe. Deci ptohos nu înseamnă sărac, așa cum se crede, ci ptohos înseamnă cerșetor, da? Cel care cerșește. Și ptohito pneumati înseamnă cei care în spirit, în duh, ei sunt cerșetori, ei cerșesc mila lui Dumnezeu tot timpul. Și apoi fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Este makari penthundes. Acolo nu spune cei ce plâng, pur și simplu, ci spune cei care își plâng mortul. E vorba cei îndoliați. La ce se referă? Faptul că în momentul în care ești cerșetor, tu înțelegi și cerșești mila lui Dumnezeu, tu înțelegi că tu ești mort. Tu înțelegi că nu poți să faci nimic și ai nevoie de ajutorul lui Dumnezeu și atunci tu ceri ajutorul lui Dumnezeu și îți plângi păcatul care te-a omorât. De aceea tu ești în stare de doliu. Sufletesc pentru sinele tău. Asta spune Hristos, este extraordinar și aceasta vedem din traducerea originală a textului și din interpretările părinților dintr-un început al creștinismului care cunoșteau limba greacă veche. Da. It's very important that if you want to know the faith, you have to know Greek. Dacă vrei să cunoști credința, trebuie să cunoști limba greacă. Because all the apostolic fathers and all the fathers of church wrote in Greek. Pentru că atât Scriptura, cât și părinții apostolici și toate scrierile Sfinților Părinți au fost scrise în limba greacă. Nu? Yes. And also Septuaginta. Și de asemenea și Septuaginta, adică Vechiul Testament, tot în limba greacă. Originalul avem tot în limba greacă, nu? Yes. So I thought to myself that I have to find this. Where is this church? Și atunci mi-am spus, trebuie să găsesc această biserică. Unde este această biserică? Iată, dragii mei, cât de important este să ne punem întrebări. Dacă primim totul de-a gata și mai ales poate ne urmăresc și studenți la teologie și preoți, și prezbiteri, și episcopi și așa toți care ne urmăresc acum, trebuie să știe întotdeauna să-și pună întrebări. Da. Noi nu venim, eu părintele Matei Vulcănescu, Michael, aici de față, nu avem pretenția că noi vrem să vă învățăm pe voi, să vă spunem vouă ceva, să vă spunem vouă cum e cu Creta. Voi singuri, punându-vă întrebări, ajungeți prin întrebările pe care le puneți, ajungeți la adevăr. Pentru că este extrem de important să ne întrebăm dacă suntem în adevăr sau suntem în minciună. Dacă drumul pe care mergem este drum bun sau nu, dacă ni se spune mergi pe drumul ăsta pur și simplu, fără să ni se dea niciun fel de răspuns, la fel cum nu ni s-a dat, deși am făcut zeci de scrisori, deși am avut o luptă puternică împotriva minciunii sinodului din Creta, cunoscând că un astfel de sinod te duce în iad și te rupe de biserică, răspunsurile au fost răspunsuri total nemulțumitoare sau nu au fost deloc răspunsuri. Nimeni n-a răspuns la subiectul abordat, ci pur și simplu s-a spus ce minunați am fost noi și atâta, fără să ni se dea explicații sau s-a ajuns să se dea astfel de explicații de genul dacă nu semnau la Creta ne pierdeam pământul țării. Da. Sau bulgarii și cu georgienii n-au venit la Creta pentru că așa le-au zis rușii. Adică deodată această paranoia aruncată așa în gardul vecinului, pur și simplu în care să nu ne dea niciun răspuns concret, pentru că, domne, deci avem ereziile, sunt clare, evidente, acolo se vorbește despre documentul de la Toronto din 1950, se spune că are o mare importanță, se spune că dialogul cu protestanții se face pe baza minimalismului dogmatic, așa, se vorbește despre recunoașterea botezului comun la toți protestanții și la ortodoxi împreună. Deci toate lucrurile acestea sunt în aceste texte. Se vorbește despre căsătoriile mixte, se vorbește despre, se pune această problemă, de exemplu, despre transgender sau despre gender. Uh-huh.
Da? Există acolo un text în, așa care se spune, da, este o problemă, trebuie discutată și aceasta. Deci, probleme false pe care, care iată, se pun acolo și, din câte știm, era chiar un text care a fost respins deocamdată pentru că oamenii încă nu s-au obișnuit cu el, și despre homosexualitate pe care a făcut-o Ioanis Zizioulas, în care să se accepte și homosexualitatea. Iată că în așa numita biserică romano-catolică, vedem că homosexualitatea așa este primită pe ușa din spate, nu? De către Papa Francis, că acum se acceptă ușor ușor această deviație pe care Hristos în Vechiul Testament, în primul legământ, a omorât cetatea Sodomei și a Gomorei cu foc și cu pucioasă. Iată, avem aceste cazuri, din păcate. Lucrurile acestea erau ascunse, iarăși în mănăstiri, în biserici, abuzurile sexuale, nu? Foarte grave. Nu numai la romano-catolici, dar și în biserici și în mănăstiri ortodoxe, unde s-au întâlnit destule abuzuri. Chiar de una zi m-a sunat cineva din Spania și mi-a spus, o fată din Spania, care mi-a spus cum a fost, cum fratele a fost abuzat de un călugăr, nu? De un stareț. De asemenea, fata respectivă la spovedanie i s-a făcut propuneri din acestea indecente și manipulări și așa mai departe. Lucruri care, iată că arată lipsa prezenței Duhului Sfânt. Pentru că acolo vedem doar patima omenească, nu? Unde nu mai e Duhul Sfânt, atunci acolo sunt patimile, nu? Nu mai există Duhul Sfânt, nu mai e Dumnezeu ca să ne țină în starea de har. Și atunci devenim niște animale, nu? Și ne comportăm ca niște animale și trăim într-o lume animalizată, nu? Yes. Și atunci, iată că lucrurile acestea sunt acoperite de un episcop și așa mai departe. Iată, nu dăm nume și nu spunem despre ce biserică este vorba, nu are importanță, dar spunem ca și cazuri, că aceste cazuri arată, de fapt, o mare decădere a credinței. Michael, bun, și cum ai ajuns, iată, să cunoști Biserica Ortodoxă? So I was interested in the Protestant world. They had something called missions. În lumea protestantă există ceea ce se numește misiuni. And I wanted to work for Christ in the mission. Și vroiam să lucrez pentru Hristos în misiuni. And so I went to Estonia. Și în felul acesta m-am dus în Estonia. I went there for 1 month. M-am dus pentru o lună de zile. To know the local Protestants there. Pentru a-i cunoaște pe protestanții locali de acolo. And as I was staying in Estonia, I visited the Russian Orthodox Church. Și mergând acolo în Estonia, am vizitat Biserica Ortodoxă Rusă. I was doing a quote unquote research of the religious situation. Și făceam ce se numește o cercetare asupra situației religioase din Estonia. We want to know what in the Protestant world they don't understand anything. They just say these are all denominations. În lumea protestantă ei nu înțeleg nimic și de aceea numesc toate acestea denominațiuni, nu? Yes. And so I went to the Lutherans. Așa că m-am dus la luterani. I went to their service. It was the most boring service ever in my life. Am fost la slujba lor și a fost cea mai plictisitoare slujbă din viața mea. I really fell asleep. Chiar am ajuns să adorm. And then I went to the Russian Orthodox. Apoi m-am dus la rușii ortodoxi. I didn't understand what was going on, but I saw lots of icons everywhere. Nu am înțeles ce se întâmplă acolo, dar am văzut o groază de icoane. Gold, icons, aur, icoane, incense, tămâie, candles, candele. And I said, what's all this about? Și am zis, dar despre ce este vorba aici? Ce sunt toate obiectele acestea aici? But I saw their icons of the 12 apostles. Și am văzut icoanele celor 12 apostoli care erau probabil pe catapeteazmă. So, yes, and I could, because I could read a bit of Russian. Pentru că pot să citesc puțin în limba rusă. So I see, Apostle Philip. Și am văzut, Apostolul Filip. Apostle Paul. Apostolul Pavel. And I was like, oh, they also venerate or they have
respect or honor the apostles. Și văd, ia uite, deci aceștia îi venerează, îi respectă pe apostoli. Wow. Is even better than the Protestants. E, sunt mai bine decât protestanții. The Protestants don't even have a picture of the protestanții n-au nici măcar o fotografie a apostolilor. So, this put a question in me. Aceasta a pus o întrebare în mine. That people că oamenii who are orthodox, care sunt ortodoxi, can give all their talents, că își dau întregul lor talent to do such a beautiful pentru a face așa frumoase lucruri, aceste obiecte atât de frumoase, that they put the care into all the details, pun o grijă deosebită în fiecare detaliu. So this was the first time I saw an Orthodox church. Yeah, asta a fost pentru prima dată când am văzut o biserică ortodoxă. And then I had another experience in Latvia. Și apoi am avut o altă experiență în Latvia. A small Russian church. O bisericuță mică rusească. The same thing. It was beautifully. Era foarte frumoasă. It was elegant, but not too much icons. Era elegantă, dar nu erau prea multe icoane. And I said, there is a beauty in this. Și am zis, este o frumusețe în această biserică. And the Protestant buildings are just warehouses, like factories. Pentru că clădirile protestante sunt ca un fel de de cum se numesc magazii, un fel de magazii de fabrică, un fel de hale, de hale, de magazii, de fabrică, da. Yes. They said, oh, it's not the building. Și ei spuneau, nu este clădirea. It's about the people. E vorba despre oameni. Michael, dar asta e o realitate până la urmă. Nu e vorba de clădire, ci de oameni, nu. Yes, that's true. So they say that this is the things that they put. They put all the emphasis on the people's emotions. Dar de fapt ei puneau tot accentul pe emoțiile oamenilor. And not about the healing of the soul. Și nu pe vindecarea sufletului, da, care vine, bineînțeles, numai prin prezența Duhului Sfânt, pentru că aici trebuie un echilibru. Iată, avem templul de la Ierusalim. Dumnezeu însă îi spune femeii samarinene, iată, vine vremea când adevărații închinători nu se vor ruga nici pe muntele Garizim, nici la Ierusalim, ci se vor ruga Tatălui în duh și în adevăr, că astfel de închinători își dorește Tatăl, nu? Yeah. Și atunci, ideea aceasta a templului, pentru că, iată, avem catapeteazma care este sfâșiată, nu? Yeah. Este sfâșiată, deci, cumva, Biserica Ortodoxă există această revenire cumva la ideea de templu, pentru că avem din nou catapeteazma. Un lucru care nu ar trebui să existe decât să fie câteva icoane, să fie ce se numește cancelul, da? Și porticul acela pe care se intră la Sfânta Masă. Dar există o exagerare în acest cult, yes. Dar nu aveai de unde să o cunoști în momentul acela. Yes. And so I, in my questioning, I went to visit a friend of mine in America. Drumul meu către cunoașterea creștinismului, m-am dus să mi întâlnesc cu un prieten în Statele Unite ale Americii. They were Protestants. Ei erau protestanți, but as God wills and through the providence of God. Dar prin voia lui Dumnezeu, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, they lived next to an Orthodox church. Ei erau vis-a-vis de o biserică ortodoxă. So I had time, I was on holiday in America. Iată, eram în vacanță în America. This was around the time of Pascha. Era în perioada învierii Domnului. And I heard the bells. Și am auzit clopote, ding dong, ding dong, da. So I said, oh, I have time, I can go and see their service. Iată, am timp, ia să mă duc să văd și o slujbă ortodoxă. Iată cum lucrează, facem o paranteză, cum lucrează Dumnezeu prin biserică și cei mai mulți credincioși, să spunem, în lume sunt ruși, nu? Mm-hmm. Prin ei se răspândește foarte mult credința ortodoxă. Yeah. Pentru că ai ocazia în orice colț al lumii să găsești, iată, o bijuterie din aceasta ortodoxă care să întrebi ce este, yeah, și să ajungi să vezi o slujbă ortodoxă, yeah, și să-ți dorești să simți că ești acasă, nu? Să simți, yes, I'm home, yes, nu? Yes, exactly. When I went to the church, I saw the icons of
And I could understand because they were in English. Intrând în biserică, am văzut acolo icoanele și puteam să înțeleg pentru că era scris în limba engleză. I said, wow, this is the raising of Jairus' daughter. Și am zis, ia uite, aici este învierea fiicei lui Iair. Era pictată, dar ca icoană. It was the gospel in pictures. Era ceea ce se numește scriptura în imagini, da. Scriptura and în imagini. Again, the apostles were on the iconostas. Și iarăși apostolii erau pe iconostas. And I counted the apostles. Și m-am ajuns la apostoli. And I saw one was missing. Și am văzut că lipsea un apostol. Era 11. And I said, oh, where's the... But I was counting and I said, oh, they must have taken it for repair. Și am zis, poate l-au luat să repare icoana, probabil. But after my experience in the liturgy... Dar după experiența pe care am avut-o în liturghie... Of course I did not commune. Desigur, nu m-am împărtășit, nu aveam cum, nu. I was sitting in the back, I was just watching. Stăteam în spate și doar observam, da. And then the next day, și în ziua următoare, I went to my Protestant friends. M-am dus la prietenul meu protestant, la prietenii mei protestanți. Service that was held in a bar. Era ținut într-un bar. It was dark. Era întuneric. It smells of beer. Ea mirosea bere. I said, "What are you doing here?" Și am zis, ce faceți aici? What am I doing here? Ce fac eu aici, nu? I felt sick after that. Mă simțeam bolnav după aceasta. This question raised in me. Și această întrebare a crescut în mine, a răsărit în mine. Is the Orthodox Church the true church? Este biserica ortodoxă biserica adevărată? And as I keep questioning it, și punând mereu această întrebare, I was disgusted every time I went to a Protestant service. Începeam să fiu dezgustat de fiecare dată când mergeam la slujba protestantă, da? Yes, exactly. I went obviously I was a Protestant at the time. Eram protestant, bineînțeles, în acel moment, da, în acel timp. And I went to the service on a Sunday, I remember. Și mi-aduc aminte că m-am dus duminică la un service, la o slujbă de-a lor. And da? As they start their guitar. Și au început cântarea cu chitara. I ran out straight away. Apropo de asta, știi că și la ortodoxie există așa numita oastea Domnului. Da, care cântă cu chitara în biserica ortodoxă. Sunt un fel de protestanți. Ei sunt anatema, de fapt, de la Hristos. Yes. Dar ei căpușează, sunt ca un cancer pe biserica ortodoxă și au luat și nepomenitori. Yes. Părintele Claudiu Buză are astfel de grupuri, așa zise, nepomenitoare, dar ei sunt de fapt oastea Domnului și au jurăminte și așa mai departe, un fel de nou botez și toate lucrurile acestea. Iată cum diavolul încearcă să căpușeze și biserica ortodoxă. Yes, one of our brothers showed us the video of oastea Domnului. Unul dintre frați ne-a arătat un video despre oastea Domnului. And I said, oh my goodness, this is Protestant. Și am zis, oh, Doamne, asta este protestantism, da. This is exactly 100% Protestantism. Este 100% protestantism. You have people coming out reading poems and what they feel. Citești poezii și apoi îți exprimi ceea ce simți. And they read one verse from the Bible. Și apoi citesc un verset din Biblie. Out of context, completely. Scot de afara contextului complet. I asked our brother, where is the they don't have any videos of them in the divine liturgy. Nu au niciun video cu ei în Sfânta și Dumnezeiasca liturgie, nu? If they say they're orthodox, dacă spun că ei sunt ortodoxi, that is the center of your being. Acesta este centrul existenței tale, este Sfânta și Dumnezeiasca liturgie, întâlnirea noastră cu Iisus Hristos Dumnezeu înviat, da. Yes, exactly. And coming back to my Protestant experience. Și întorcându-mă la experiența mea protestantă, I went to speak to the Protestant leader. M-am dus să vorbesc la liderul nostru protestant. I said to him, I cannot be Protestant anymore. Și am zis, nu pot să fiu în continuare protestant. I want to be Orthodox. Vreau să fiu creștin ortodox. I want to be baptized. Vreau să fiu botezat ortodox. Because I knew that their baptism was false. Pentru că am înțeles, am știut că botezul lor este fals. Da. And I said that I as a person I respect you and honor you. Și am zis ca persoană te respect, te onorez. But this is completely wrong. This is all. Dar acesta este total greșit. Greșit. Many times when I was with the Protestants. De foarte multe ori când eram cu protestanții, I wanted to leave. Vreau să plec. I prayed to Christ. I said, și m-am rugat lui Hristos și spuneam, I want to serve you and your church. Vreau să slujesc ție și bisericii tale. Where your church is, unde este biserica ta?
Because I don't know where your church is. Pentru că nu știu unde este biserica ta. Te rog frumos, arată-mi unde este. So I'll stay here until you show me where. Și am să stau aici până când tu, Doamne Iisuse Hristos, o să-mi arăți unde este biserica ta. When I told my at the time the Protestant pastor. Și atunci când i-am spus lucrul acesta pastorului meu protestant, I said that the church is the Orthodox church. I-am spus biserica este biserica ortodoxă. But he didn't he had a very Protestant view. El avea o viziune foarte protestantă. He said, "Oh, as long as you believe in Christ, it's okay." A zis, atâta timp cât crezi în Hristos, este ok, este suficient. Yes. So we parted our ways. Așa că ne-am despărțit drumurile. And I spoke to also other people from the Protestants. Și am vorbit cu alți oameni din protestantism. And this was the first time I is a special phrase in English called Bible bashing, where they will attack you with Bible verses. Și este momentul în care ei te atacă cu versete din Biblie. Este un război în versete, da? Yes. I remember they pretended to be nice to me. They wanted to say, "Oh, I heard you're leaving. Please come to dinner." Era ceva de genul, am auzit că vrei să pleci, vino la masă să discutăm. So I came. They said, "Oh, here's chicken." Uite, avem aici niște pui. Let's have some food. Să avem puțină mâncare și să vorbim. And then we were talking, and they said, "Oh, I heard you are." Am auzit că tu vrei să pleci, nu să părăsești. You want to be Orthodox. Am auzit că tu vrei să fii ortodox. Is it because they believe in transubstantiation? Asta este pentru că tu crezi în transubstanțiere? I said, I don't know what transubstantiation is. Am zis, nu știu ce este transubstanțierea. Apropo, că transubstanțierea, prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt, chestiunea aceasta, care înseamnă transubstanțierea, este o chestiune romano-catolică. Yes. Introdusă în Biserica Ortodoxă, în liturgia ortodoxă, noi nu mai spunem lucrul acesta, noi, deci chemarea lui Hristos, Hristos vine în chipul pâinii și al vinului, da? Nu este o transubstanțiere, nu este o transformare, ci Hristos vine în chipul pâinii și al vinului. Aceasta este taina. Da? Iar corect este spus în liturgia Sfântului Vasile cel Mare, arată pâinea aceasta, trupul Hristosului tău, arată ceea ce este în potirul acesta, sângele Hristosului tău. Deci nu este o transubstanțiere. Într-adevăr, este o erezie transubstanțierea. Din păcate, și o găsim, din păcate, în liturgia actuală pusă pe seama Sfântului Ioan Gură de Aur. Mm-hmm. Exactly. And so because their all view is anti-Pope, anti-Roman Catholic. Pentru că este aceste vedere, anti-Papă, anti-Romano-Catolicism, ei au aceste vederi. Da? So, and they have this, what is that called, set questions and answers for people who are Roman Catholic. Ei au un fel de set de întrebări și răspunsuri pentru oamenii care sunt romano-catolici. But they have no experience with the Orthodox. Dar n-au niciun fel de experiență cu ortodoxii. And so they put all these Roman Catholic questions. Și ei pun de fapt aceste întrebări romano-catolice, da. I remember very clearly that the chicken was there. Îmi aduc aminte că era puiul acolo. She, the lady disappeared. Doamna a dispărut. She came back with a massive Bible in black. Și a venit cu o Biblie masivă neagră. She smacked it on the table. A aruncat-o pe masă. Where does it say in the Bible that the Eucharist is the body and blood of Christ? Unde scrie în Biblie că Euharistia este trupul și sângele lui Hristos? And I was like taken aback. I was shocked. I was like, what? Eram șocat. Am zis, ce? It was like one minute you're very nice, here's chicken, here's food. Cu un minut în urmă ai fost atât de nice, de drăguță. Uite aici mâncare, aici e puiul, așa, și acum vii cu violență, nu? Yes, with violence and with like a real anger towards you. Cu foarte multă, foarte multă tulburare, cu foarte multă mânie, da? And obviously in my shock I forgot that what I read in the Gospel of John. Și fiind șocat am uitat atunci pe moment ceea ce am citit în Evanghelia lui Ioan. Because in the Gospel of John, pentru că în Evanghelia lui Ioan, Christ said, "This Hristos is my spune, acesta este trupul meu. And this is my blood. Și acesta este sângele meu. And if you do not have my blood, și dacă nu mănânci trupul meu și nu mănânci sângele meu, nu ai viață întru tine." Exactly. De asemenea, Sfântul Apostol Pavel spune că oare paharul care îl mâncăm la care îl bem, da, nu este oare sângele lui Hristos? Yes. Oare pâinea care o mâncăm este oare trupul lui Hristos? Yes. Da, iată, și unii, iată, să avem grijă atunci să se cerceteze omul pe sine atunci când mănâncă din pâine și bea din pahar, pentru că unii din voi v-ați îmbolnăvit, alții au și murit
pentru că nu v-ați cercetat pe voi înșivă. Ați trăit egoist, ați trăit în starea aceea de mizerie sufletească, împărtășindu-vă în același timp cu Hristos, nu? Da, exactly. I said I didn't answer her. Și nu i-am răspuns, nu i-am dat un răspuns. I just said to her that I have to be orthodox. Am zis trebuie să fiu ortodox. You have the freedom to choose what you want to do. Ai libertatea să alegi ceea ce dorești să alegi. I was surprised at your behavior. Sunt surprins de comportamentul tău. I will leave you to do what you want to do. Dar te las să faci ceea ce dorești să faci. If you respect my choice. Dacă tu îmi respecti alegerea mea. And for me to become orthodox. Pentru mine, eu vreau să devin o creștin ortodox. So that was the last experience I had with the Protestant. Și aceasta a fost ultima experiență pe care am avut-o cu protestanții. The chicken wasn't that good after all. Și trebuie să vă spun că puiul nu a fost bun. Da, n-a fost gustos. Nu a fost ca puiul românesc din România. Care este crescut ușor, nu e cu hormoni, nu? So it's I realized that they were in heresy and delusion. Atunci mi-am dat seama că oamenii aceștia sunt în erezie și sunt în mare înșelare. Because they can play a nice game, nice. Ei pot juca un joc frumos. And then after that they come attack you with the Bible. Și apoi te vor ataca cu Biblia. And they're shouting at you. Și vor țipa la tine. And they said you're stupid. Și vor zice tu ești prost. I said I don't know, maybe I'm stupid. But am zis nu știu, sunt prost. But I want to be orthodox. Dar vreau să fiu ortodox. Vreau să fiu ortodox. So I found when I was there, at that time I was living in Cambridge. În acel timp locuiam în orașul Cambridge. So I found a Russian church. Am găsit acolo biserica rusă. I started to speak to the priest there. Și am început să vorbesc cu prezbiterul de acolo. Yeah. Da. And I enrolled myself to become a catechumen. Și m-am înrolat ca să devin ceea ce se numește catehumen al bisericii. Yes. And I said that I'm ready to be. I want to be baptized, but as you teach me. Și am zis vreau să fiu botezat, dar așa cum mă vei învăța. And when you feel it's right, Father, then you baptize. Și atunci când vei considera, atunci să mă botez în credința creștină ortodoxă. Yes. Dar ce s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat că până la urmă eu sunt cel care te-am botezat, nu? cu tripla afundare în butoi. De ce nu ai fost botezat efectiv, corect și în biserica de la Cambridge? So I was talking to the presbyter there. Am vorbit cu presbiterul acolo. And as we were discussing, from my expectations. Și așa cum am discutat din ceea ce eu mă așteptam. I was expecting that there would be a big font. Mă așteptam să fie o piscină mare unde să fiu afundat, nu? And to be immersed completely. Și să fiu complet afundat în acea apă. Obviously I didn't ask the details about how. Bineînțeles, nu am întrebat detalii despre cum voi fi botezat. Să spunem că preotul de la Cambridge era el însuși nebotezat, nu? Yes. He was not baptized. El însuși era primit de la anglicani sau? Yes, he was chrismated. Era crismat, era uns cu mir, adică nu avea taina botezului el însuși, deci, ca să spunem așa, el însuși nu avea dreptul să boteze, de fapt. Yes, yes. Dar iată că tu nu aveai de unde să știi lucrurile acestea, dar interesant cum te-a dus Dumnezeu pe acest drum atunci când ai vrut adevărul cu sinceritate, da. Yes. Deci ce s-a întâmplat, de fapt? This was a surprise on the day of baptism. Pentru mine a fost o surpriză că în ziua așa zisului botez, dar iarăși un așa zis botez, nu? Yeah. And it was done on the 25th of December, Christmas Day. Erau 25 decembrie, ziua Crăciunului. And so obviously I bring my towel and am adus hainele de botez, am adus prosop. And I came somebody picked me up from my place. Cineva m-a luat de acasă. I came and I sat at the back of the church. Și am stat în spatele bisericii. And I was wondering, where is the font? Și am întrebat, dar unde este vasul de botez? Unde voi fi botezat? And they brought a small plastic box. Și au adus o mică cutiuță de plastic. And they put it in the middle of the church. Au pus-o în mijlocul bisericii. And they said, that's the baptism. Și au zis, asta e botezul. I said,
Even the Protestants have a bigger. Și am zis până și protestanții au o piscină de botez. And I said, okay, so how am I going to fit in the box? Și am zis cum voi intra în această cutiuță de plastic. And he said, oh, you just have to stand there and we'll splash water. No, tu vei sta deasupra și noi vom arunca așa picături de apă deasupra ta. So I was confused and perplexed. I was confused. Și eram complet confuz, am rămas perplex. Because I know that the scriptures say you have to be baptized. Baptized is immersion. Și știam că Scriptura spune că trebuie să fii botezat, adică afundat, ceea ce înseamnă afundare, da, în apă, nu? Mm-hmm. Nu puțin stropit. Mm-hmm. Da. Exactly. So I obviously I didn't I was just surprised and the presbyter started to Eram surprins și presbiterul, așa zisul presbiter, că el nici el nu era botezat, deci n-avea cum să fie presbiter. A început serviciul, a început slujba, da? He says, okay, do you stand here, you stand stai aici, here, stai acolo, here's your candle, the uite, țineți lumânarea. Yeah. And then now get into the box. Acum o să stai deasupra, să stai deasupra cutiuței. Yeah, for me it felt like I was cheated. Am simțit că am fost înșelat. Deci asta a fost sentimentul, da. Că am fost înșelat, da. Because I expected to be fully immersed. Pentru că m-am așteptat să fiu afundat în apă într-un butoi, într-o piscină, nu, într-o chestiune, something big, you în ceva mare, water, ca, yes, exact. But there was nothing. Dar nu era nimic din toate acestea. And at the same time there was another Romanian family. În același timp era o familie de români. And their baby was being baptized. Și copilul lor era botezat acolo. But the baby was fully immersed. Dar pe copil îl băgaseră cu totul în apă, da? Because it was so small. Era foarte mic și îl băgaseră cu totul în apă. But obviously I was questioning what was going on. Dar mă întrebam ce se întâmplă acolo. And the priest at this in Cambridge. Și preotul din Cambridge. He said this is by economia. Și a zis asta este botez prin economie. Because we don't have a space for. Pentru că nu avem un spațiu pentru botez. Dar de ce să faci economie dacă poți să cumperi un butoi de 500 de litri exactly. și să-l pui acolo exactly. în fața bisericii să botezi sau în curte sau oriunde? Or go to the river. Du-te la râu, nu? Du-te la râu și botează, nu? Yeah, yeah. De ce fel de economie de lene? Există economie din lene? Ca să-ți bagi joc de mântuirea veșnică a unui om? Pentru că de acel botez depinde veșnicia omului, nu? Până la urmă. Yes, yes. Da. Iată ce se întâmplă cu această primire a unor anglicani la ortodoxie, fără ca ei înșiși să fie botezați. Ei nu înțeleg importanța botezului și rămân ei înșiși niște protestanți. Mm-hmm. În gândire, considerând că botezul e doar un simbol, nu? Oricum. Yes. As I was, obviously I was with the Orthodox parish in Cambridge. Și eram deja parte din, așa zis, parte din această parohie ortodoxă din Cambridge. And as I was talking to the priest there, și vorbind cu preotul de acolo, I did get a sentiment that he has Protestant leanings. Am înțeles că am avut acest sentiment că el are gândire protestantă. Where everything was reduced. Și totul era redus. And also a very ecumenistic way of thinking. Și un mod ecumenist foarte mare de gândire, un mod ecumenist. And all this questions I had within me. Și toate aceste întrebări pe care le-am avut în mine. I asked him the question. Desigur îl întrebam întrebările. And he just said either he says economia. Și spunea mereu economia. Or you are fundamentalist. Ori spunea ești fundamentalist. Or you are what is that, rigorist. Sau ești un fel de rigorist. Deci Michael, tu veneai de la protestanți, te-ai născut păgân și tu erai rigorist și fundamentalist. Cum era posibil așa ceva? Pe ce bază? Nici măcar nu erai născut ortodox, n-ai crescut într-o tradiție ortodoxă, adică erai un căutător. Cum te putea acuza de aceste lucruri? Yeah, that was what I was accused with. And the final straw, the end of this. Și finalul acestui lucru was during the lockdown. A fost atunci când a fost ceea ce se numește lockdown, știți, pe perioada pandemiei, da? Yes. And I saw how scared the priest was. Și am văzut cât era de speriat preotul.
and how he blasphemed. Și cum blasfemia in public, the Eucharist. Sfânta și dumnezească Euharistie, trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. He puts on a mask. Își punea o mască. This was just before the lockdown. A fost exact înainte de lockdown. He used alcohol. Folosea alcool pentru lingurița. And I was thinking in my conscience, I said this is not orthodox. Și am spus în conștiința mea că asta nu este ortodoxie, ci asta este blasfemie. But at that point the lockdown happened. Și în acel moment s-a întâmplat lockdown-ul. And he obviously couldn't serve in the church anymore. Și n-a mai putut să slujească în biserică. So he said he's going to serve at home. Și a spus că va sluji în casă. So he served at home with his wife. Și așa că slujea în casă doar cu soția, da, doar cu ea, adică nu cu credincioșii. Nu. No. De exemplu, noi am slujit, eram în Grecia în timpul acela, eram la Atena, la Pireu și am luat toți credincioșii și am dus acasă, după aia am găsit un apartament unde am continuat Sfânta Liturghie și am făcut Paștele și toate slujbele. A fost cea mai minunată perioadă a preoției mele. Da, pentru că am trăit intens toate momentele, toate slujbele într-un apartament, într-un spațiu, în catacombe. Am înțeles atunci Dumnezeu ne-a dus să înțelegem ce înseamnă catacomba, fraților. Deci este extraordinar. Da, slujirea aceasta în care simți prezența lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte că era trupul lui Hristos, era liturghia numită Proaghiazmenii a Sfântului Grigorie, Papa Romei, în timpul săptămânii în postul mare, că a început în postul mare, în a doua săptămână numită a Sfântului Grigorie Palama, atunci a început lockdown în Grecia. Și atunci noi am luat Sfântul Trup acasă și Sfântul Trup izvora o mireasmă extraordinară care umplea casa până la momentul în care noi, miercuri și vineri, făceam Sfânta și Dumnezeiasca liturghie numită a darurilor, pentru că e greșit să spunem mai înainte sfințite, că așa cum am spus, nu se sfințește nimic, ci Hristos vine în chipul pâinii și al vinului. Pâinea și vinul care s-a dus de noi dispar și Hristos vine în chipul acelei pâini și acelui vin și noi ne împărtășim cu însuși Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, îndumnezeindu-ne în acel moment. Da. Deci ai ajuns în acest moment în care ți-ai dat seama că se întâmplă o blasfemie, că acești oameni te-au înșelat. Mm-hmm. Da? Yes, exactly. And so after the lockdown was eased. După ce lockdown-ul a fost mai relaxat, yeah, nu? Relaxat puțin, and puțin. It was during the summer. În timpul verii. So the new rules was that you have to have social distancing. Noua regulă era că trebuie să ai distanță socială, nu? 2 meters. Da, 2 metri. Da. And I was asked to help put marks on the floor in the church. Și mi s-a cerut să pun semne pe podea în biserică, so that people can stand 2 meters. Ca credincioșii să stea la distanță unul de celălalt, la distanța de 2 metri. And I said I felt very disgusted. Și m-am simțit foarte dezgustat. To have to do that because the night before we had to put the symbol. Pentru că o seară înainte de a pune aceste semne, there was a Zoom call for the parish. A fost un Zoom call pentru parohie, un apel pe Zoom. And he said the priest said. Și preotul a spus. He said that he will use multiple spoons. A spus că va folosi multe lingurițe, adică fiecare om va fi împărtășit cu o altă linguriță. Deci să înțelegem că așa zis un preot, așa zis ortodox, din Biserica Rusă, el în Cambridge, el nu credea că acolo e Sfânta Împărtășanie, dar vreau să spun că avea și un motiv foarte serios să nu creadă, pentru că el nu era preot. Yeah. Și atunci cine să vină la el? Venea Hristos? Nu știm. Mm-hmm. Nu știm. Exactly. Da. So and I said at the call I was so shocked to hear a priest say that. După acest Zoom call, telefon Zoom, am fost foarte șocat ca să aud un preot spunând lucrul acesta că va împărtăși cu multiple lingurițe. So I after we did the markings on the church, după ce am făcut marcarea, distanțarea în biserică, because we lived close to each other, pentru că locuiam aproape de preot, so I walked with him back home, și m-am dus împreună cu el acasă. I didn't say anything. Nu am spus nimic, but he knew and he felt it. Dar el a simțit lucrul acesta. And he turned to me and și s-a întors către mine și mi-a spus. He was very agitated. Și era foarte agitat and very angry. Și foarte supărat.
And he said to me like, și mi-a spus, you are rigorist. Tu ești un rigorist. You are fundamentalist. Ești un fundamentalist. You what is that called? You are some kind of like legalistic person. Ești o persoană legalistă. I said, no, but the body of Christ, the body and blood of Christ is the body and blood of Christ. I am spus, nu, dar trupul lui Hristos este trupul lui Hristos și sângele lui Hristos este sângele lui Hristos. Isn't it in the Typikon that if there was an accident where the body and blood of Christ went on the floor? Îi scrie în Typikon că dacă se întâmplă un accident și trupul, sângele Domnului ajunge pe podea, You have to go down and lick it. Trebuie să te apleci și să lingi. And you have to clean it with fire. Și apoi trebuie să dai foc. If the floor, dacă podeaua could have bacteria, ar avea bacterii. So the Typikon asks us to lick the floor. Din moment ce în Typikon spune că trebuie să lingi podeaua, it means that the body and blood of Christ cannot transmit disease. Înseamnă că trupul, sângele lui Hristos nu pot transmite boli. Nu pot transmite boli. Să știi, am avut foarte multe cazuri în care am mâncat vomit. Mm-hmm. Copii care au vomitat, am mâncat vomitul cu Sfânta Împărtășanie, n-am pățit absolut nimica. Am fost și am împărtășit oameni la spitalul de nebuni care nu erau spălați pe dinți de ani de zile, plin cu viermi în gură și am mâncat, am luat după ei și nu am pățit absolut nimica. Yes. M-am împărtășit după oameni care au SIDA, care au tot felul de boli, am împărtășit sute de mii de oameni, atât în Veria cât și în Pireu, în metropole mari, și nu am pățit niciodată absolut nimica. Absolut nimica. Exactly. And I said, and this is in my conscience, Father. Și aceasta este în conștiința mea, Părinte. That this is blasphemy. Că aceasta este blasfemie. And we left it at that. He said that because you are going away from Cambridge anyway. Și atunci am spus, pentru că oricum o să pleci din Cambridge. So whatever you want to do. Sau fă ce vrei, fă ce vrei. So I said I didn't know what to do because I couldn't continue participating in this kind of. Nu știam ce să fac pentru că nu vreau să continui să particip la această blasfemie, acest teatru de ortodoxie, da? Yes. I went then at that time, at the same time, because my intentions was to go to a monastery. Și pentru că intenția mea era să mă fac călugăr, să intru într-o mănăstire. I called the abbot. Am sunat pe abate, pe părintele stareț, pe egumen. And I asked him, I said, so this priest in this parish is saying that the body and blood of Christ can transmit disease. Și mi-a spus că preotul din această parohie spune că trupul, sângele lui Hristos poate să transmită boli. And I said, how do you bless me to do? What should I do? Și atunci am spus, ce binecuvântez să fac? Ce ar trebui să fac? And he said, și el a spus, you have to be obedient. Trebuie să fii ascultător. Da. And just do what și fă ceea ce spune el, nu? Yes, yes. So, deci avem de a face cu ce? Cu reaua ascultare, nu? Adică dacă acest om din America, acest stareț, așa zis ortodox, ar fi avut discernământ, ar fi trebuit să spună, nu, trebuie să facem ascultare de Evanghelie, nu de un om care este împotriva Evangheliei lui Hristos, nu? Exactly, yes. He said, I think it's not right, but you have to believe, you have to be obedient to him. A spus că cred că nu este corect ceea ce face el, dar cred că trebuie să fii obedient lui, da. So, as I didn't know, at that point I didn't know what, so I was trying to be obedient to the starets. Și nu știam de ce, dar am încercat să fiu obedient, să fiu ascultător de stareț. But in my heart, dar în inima mea, and in my whole conscience, și în toată conștiința mea, I was revolted and disgusted. Eram revoltat și dezgustat efectiv. Every time I had to go to that kind of liturgy. De fiecare dată când trebuia să particip la acest fel de liturghie, it was such a pain. Era o durere efectiv, o durere. You feel sick, you feel everything is weak in your body, like oh. Te simți bolnav, simți că ești în tot trupul tău este o slăbiciune. Yes. And this happened for
about a month or two. Și asta s-a întâmplat pentru o lună, două. And I said I can't do it anymore. Și am zis nu mai pot. This is ridiculous. Este ridicol. Ce ai făcut după ce ai iată, ai stat aici, n-ai mai putut să mai reziști, după aia ai venit la Liverpool, nu? Da. Din câte știu, la părintele Paul Elliot. Mm-hmm. Da, care nici el nu era botezat în Rockcore, yes. Nu? Mm-hmm. Exactly. A intrat în comuniune cu el și cu episcopul episcopul Irinei, mm-hmm. Nu? De la yes. de la Rockcore. Care nici el nu e botezat, nu? Yes. Nici episcopul de la Rockcore, Irinei, care culmea sunt ultra-ortodoxi, nu sunt, au dat anatemele și totuși el nu e botezat și nici părintele Paul Elliot, nici el nu este botezat. Uh-huh. Iată în continuare, vedem un lanț al lucrării demonice extraordinar de puternice, ca să nu găsească cineva adevărata ortodoxie. Yes, exactly. So, I started to go to the Rockcore Cathedral. Am început să merg la catedrala bisericii Russian Orthodox Church Abroad. Because that was I looked for a parish that did not practice multiple spoons. Căutam o parohie care să nu aibă această practică cu lingurițele multiple. And because I knew Bishop Irinei from before. Pentru că îl cunoșteam dinainte pe episcopul Irinei de la Londra, de la biserica rusă, rușilor din afara Rusiei, da? And care e american, nu? Este de origine american, yes. Și este luteran de fapt, nu? Nu a fost niciodată botezat ortodox, yes. De fapt. Yes, exactly. Da. Din păcate, am descoperit și noi că și eu aveam de gând să mă duc sub acest episcop, dar când am aflat că nu e botezat, am refuzat lucrul acesta. On a side story, this being in the cathedral, fiind în catedrală, is the first time I met Father Matthew. Este pentru prima dată când am întâlnit pe părintele Matei, exact. Era duminică, am conslujit exact. cu episcopul Irinei și cu ceilalți preoți. Mm-hmm. Așa. Și erai în Sfântul Altar. Din câte înțeleg, trebuia să fii bishop, trebuia să fii episcop în Rockcore, nu? Erai pregătit pentru a fi episcop, da. Dar iată, nepotezat, da. Deci iată această plagă, dragii mei, această plagă când cineva vine în Occident, când cineva caută ortodoxia, nu poate găsi. Pentru că iată că există această practică ecumenistă ca preoții, viitorii preoți să fie primiți fără botez, să nu aibă taina botezului asupra lor, împotriva tuturor sfintelor canoane, și aceea să devină și episcopi și la rândul lor să conducă în biserică și să-i aducă și pe ceilalți în înșelare. Iată în ce stare a lucrurilor se ajunge. Ce s-a întâmplat mai departe, Michael? Ai ajuns și am venit și eu în Anglia în perioada respectivă. I went to Rockcore now and again because it's very close to Cambridge. Mă duceam la Rockcore pentru că era la Russian Orthodox Church Abroad, pentru că era foarte aproape de Cambridge. And also I was made a reader by Bishop Irinei. Și am fost făcut reader, citeț de către episcopul Irinei. So, I had the freedom to go to his cathedral all the time. Deci aveam această libertate de a mă duce la catedrală lui și de a consluji cu el de fiecare dată. And in one of the services Father Matthew was there. Și la unul din liturghii părintele Matei era acolo. And I remember the first time I saw Father Matthew because I wasn't expecting Father Matthew to come. Mi-aduc aminte că prima dată când l-am văzut pe părintele Matei, că nu mă așteptam că părintele Matei să vină la noi. The bishop is normally very strict and like serious and you know. Episcopul like era foarte strict, era foarte serios ca un robot, era poate emoționat ca vorbind pe întele Matei. And then no. During the first Actenia, the big Actenia. La Actenia Mare. Father Matthew came into the altar. Părintele Matei a venit în altar. And he thought he was coming in with a bright smile. A venit cu un zâmbet foarte mare și luminos. He was like, Evlogite. Și a început să spună Evlogite, binecuvântați. And I was like, wow, who is that? Și am zis, cine e ăsta? So I put a mental note in my head. Și am pus o notă mentală în mintea mea. I must get a blessing from this priest. Trebuie să iau binecuvântare de la acest prezbiter. And I will after the liturgy I'll Și după liturghie am să vorbesc cu el.
And yes, and after liturgy I came up to Father. Și după liturghie am venit la Părintele Matei. And I asked for his blessing. Și a luat binecuvântarea de la subsemnatul. And the first question that Father Matthew asked me. Și prima întrebare care mi-a pus-o, să știi că nu mai știu ce te-am întrebat, numai n-am nicio idee, dar prima întrebare, și eu o aflu acum că sunt bătrânețe, haine grele, nu mai, de la COVID încolo nu mai țin minte nici cum mă cheamă, nu mai funcționează nici organele, bine, totul e mort la mine de când am murit cu COVID-ul, așa că nu mai țin minte nimic nici cum mă cheamă, sângele nu mai circulă, dar sunt cu un picior în groapă, oameni buni, de să spunem și asta. Slavă lui Dumnezeu pentru toate, așa. But because of the question was it was touching me. Întrebarea care mi-a pus-o m-a atins. Ce te-am întrebat, Michael? Ce te-am întrebat? So what Father asked me is like, are you baptized? M-a întrebat, ești tu botezat? So I said, Father, of course I'm Orthodox. Și a zis, bineînțeles, sunt ortodox, sunt botezat. And Father said, good, good, glory to God. Și părintele a zis, bine, bine, slavă lui Dumnezeu. And we talked a bit about Malaysia because you know I'm from Malaysia. Am vorbit puțin despre Malaezia, că aflat că sunt din Malaezia. And that was a short conversation that we had. Și este conversația scurtă pe care noi am avut-o acolo la Rocor, la sediu bisericii, pentru că să spunem între noi fie vorba și cei care ne ascultă acum, telespectatorii noștri, aveam de gând să mă duc la biserica lui Irinei, știind că este o biserică care a anatematizat ecumenismul. Dar am văzut faptul că mi s-a părut o chestiune, o disonanță cognitivă ca să tu să anatematizezi ecumenismul și în același timp tu să fii luteran, să fii nebotezat. Da? Episcopul Irinei este născut într-o bază militară japoneză din Japonia, o bază americană din Japonia, așa, și are un parcurs foarte ciudat în biserică, neprimind niciodată taina botezului. Nu se spune nicăieri, se spune că a fost primit în biserică la Suroj. Da, yes. Din America, venind în Europa pentru a studia și apoi revenind în America, unde a fost imediat ridicat la treapta de episcop. Sunt lucruri care pun multe semne de întrebare asupra sa, de aceea nici nu am acceptat până la urmă să intru în biserica lui. El a făcut la un moment dat și un gest interesant. A întrerupt comuniunea cu episcopul sub care eram, John, care nici el nu era botezat, am aflat apoi. Așa, de aia l-am părăsit și pe el și am mers la Biserica Antiohiană, unde ne aflăm astăzi. A întrerupt comuniunea cu John pentru că cu Ioan de Dumna, motivația fiind că a primit un greco-catolic fără să-l boteze. Și l-a primit fără să-l boteze, doar l-a hirotonit, fără niciun fel de botez. Și atunci, acum este posibil ca el la rândul lui să fie în biserică fără să fie botezat, dar el oprește comuniunea cu cel care, adică asta nu este ipocrizie? Yeah. Este ipocrizie, adică, na, să spunem lucrurilor pe nume. De aceea, lucrurile acestea, iată că le-am văzut așa ca un fel de cursă întinsă pentru mine și de aceea nu, Dumnezeu a rânduit să nu accept lucrul acesta, pentru că nu era ceva anormal. Era comportamentul și toate lucrurile acestea care nu erau clare. Eu l-am întrebat pe episcopul Irinei. Nu te supăra, bishop? Ești tu botezat în biserica ortodoxă? Iar răspunsul lui a fost: aceasta e o chestiune personală, n-am să răspund la această întrebare. Pentru mine acest răspuns înseamnă că nu ești botezat. Deci asta este clar. Apoi am început să cercetez și am văzut că nicăieri nu se spune că a fost botezat în biserica ortodoxă. Da, iată. Da. If someone is sincere, like Father asked me, I said yes, I'm baptized. Exact. Why would I say no? Exact. Why would you reject? Exact. Da, și eu când am fost acolo nu am simțit nimic. Eu iarăși în neștiință m-am dus, dar nu știam că nu e botezat. Da, dar ce să facem? Am aflat și Dumnezeu ne-a luminat când a trebuit, ca să nu intrăm în sub el. Da. Bun, și cum ai ajuns la noi? So I was under Irinei and eram sub Irinei, da, sub mitropolit. El urma, să spunem, urma să găsește un loc pentru o mănăstire, urma să fie o mare donație pentru o mănăstire, nu? Ca să fie călugăr și să faci o carieră ecleziastică și să ajungi episcop sub Irinei, să fie, să se facă aici un fel de mitropolie, probabil, nu? Yeah, he didn't say anything about bishop, but he was more like an ecclesiastical career. Yeah, era vorba despre un job ecleziastic, să spunem, dragii mei, un fel de job ecleziastic. Îmi aduc aminte, vă spun o chestiune foarte interesantă.
o rudă de-a mea, foarte bună prietenă cu patriarhul Daniel de atunci, care era laic pe vremea aia și era la Antim, și acesta era pictor, este pictor, respectiva rudă de-a mea, foarte bun prieten cu patriarhul Daniel. S-au întâlnit după ce a venit de la Geneva, de la Chambéry, s-a întâlnit cu prietenul lui, care era ruda mea, unchiul meu, și a spus, uite, haide, fă-te și tu repede călugăr, că știu cale ca să ajungem foarte sus, să facem carieră. Deci, vedeți, carierismul în biserică este extrem de dăunător și duce la moartea milioane de suflete. Nu numai sufletului tău, ca și carierist în biserică, ci și a sufletelor, a milioane de suflete care se încredințează că tu te-ai dus acolo pentru a mântui sufletele oamenilor, pe când tu ești acolo ca să distrugi sufletele oamenilor. Da? Să-i bagi, iată, în erezia ecumenismului, în sinodul de la Creta, iarăși, nu avem nimic cu păcatele personale. Vă spun ceea ce mi-a povestit chiar acest prieten al patriarhului Daniel. Poate patriarhul Daniel și aduce aminte despre acest moment de la Antim, se întâmpla la Antim, în curtea mănăstirii Antim. De aceea, iată lucrurile cum se leagă, dragilor, cum se leagă. Yes. I told the bishop, yes, I want to become a monk. I-am spus episcopului Ierinei că vreau să devin călugăr. He said, maybe in my diocese there can be a monastery. Am zis, poate în dioceza mea să fie o mănăstire. So I will give you the obedience to find properties. De aceea o să-ți dau ascultarea de a găsi o proprietate. Find options or what? Găsește opțiuni. Yes. So I was doing some research. Și am început să fac cercetare, research. And I was because at that time I was still living in Cambridge. Și pentru că în vremea aia locuiam în Cambridge încă. And then I visited the parish in Wallasey in Liverpool. Și apoi am vizitat parohia din Wallasey de lângă Liverpool. I saw that they didn't use multiple spoons. Și am văzut că nu folosesc lingurițe multiple la Sfânta Împărtășanie. So I said, okay, at least this priest has a conscience. Și am zis, în sfârșit, măcar acest preot are conștiință. So I asked the bishop to for his blessing to move to Liverpool. Și de aceea am cerut binecuvântarea episcopului Irineu de a mă muta la Liverpool. And he said yes, may și a, blessed. Și a spus da, fie binecuvântat. So I ended my contract in my house rental contract in Cambridge. Și mi-am oprit contractul meu de închiriere în Cambridge. And I moved straight away up to Liverpool. Și m-am mutat imediat în Liverpool. Because I cannot stand being in Cambridge in that liturgy. Nu puteam să mai particip la acea liturgie în Cambridge. So I came here, I was very pleased and very happy. Am venit aici, eram foarte fericit. I asked the help of Saint Barbara, the new martyr. Am cerut ajutorul Sfintei Barbara, noua martiră. And she provided me with a flat here in Wallasey with all the furniture. Și mi-a dat o casă unde să locuiesc cu chirie, cu toată mobila. Yeah, I just had to bring my bags. A trebuit doar să-mi aduc valizele, atâta. Yes, and I thought, it's close to the church, this is a great blessing. Am zis, este aproape de biserică, asta înseamnă este o mare binecuvântare. Then the bishop gave me the blessing to read the Compline Apodimno. Și apoi, episcopul mi-a dat binecuvântare să citesc Apodimno. Slujba de seară. Mm-hmm. I read that in the church. O citeam în biserică în fiecare zi, parcă nu? Așa ne-am văzut din nou, da, yes, la Apodimno. Yes. And I was so I was very pleased and I was waiting for God's providence for me to go to the monastery. Și eram foarte fericit și așteptam purtarea de grijă lui Dumnezeu, providența lui Dumnezeu ca să mă duc la mănăstire. Because I was waiting to go to the American monastery. Pentru că eram legat duhovnicește de mănăstirea din Statele Unite ale Americii. The Rockhorn Monastery. Rockhorn, mănăstirea Russian Orthodox Church Abroad, yeah. Monastery. Mm-hmm. Da. And as things are progressing, the vaccine started to come out. Și ușor, ușor a apărut vaccinul. Vaxul. Da. The vax. And so I was asking the abbot, what's going on in the monastery? Și am întrebat pe stareț ce se întâmplă în mănăstire legat de vax. And he says, oh, thanks to God, half of our monks are vaccinated. Slavă lui Dumnezeu, jumătate din monahii noștri au vaxul. We're waiting for the others to decide. Așteptăm pe ceilalți jumătate ca să se decidă dacă primesc vaxul sau nu-l primesc.
And I was shocked again. Și am fost din nou șocat, din nou șoc. I have a lot of shocks. Am primit foarte multe șocuri. Because I said, why do you need to be vaccinated? Am zis de ce trebuie să fii vax. Even from a logical point of view, you're living in a mountain. Și după logică, locuiești în munte, de ce trebuie să pui vax în tine? There's nobody there. Nu e nimeni acolo. It's only the monks. Sunt doar călugării. And I found out more that they closed the monastery during the lockdown. Și am auzit că și-au închis mănăstirea în timpul lockdown-ului. Then they do online service. Și făceau online service. Bine că nu dansau Jerusalema. Da, zic vax ca să nu ne oprească ăștia pe YouTube, să nu ne dea jos de pe YouTube interviul ăsta atât de viu, frumos. Așa. And they were all vaccinated and 2 months later all of them got sick of COVID. Și după aia, după două luni mai târziu, toți s-au îmbolnăvit de COVID. So I said, what's the point of vax if you got COVID? Atunci, de ce, care a fost scopul vaxului dacă toți ați mers COVID? Yeah, and the American, because I needed the visa to go to America. Pentru că aveam nevoie de o viză ca să merg în Statele Unite. They said that you have to be vaxxed to get a visa. Trebuie să fii vax ca să primești o viză. You cannot go to America without. Nu poți să mergi în Statele Unite fără vax. Yeah, so I said to myself that this is not right. Și am zis în mine că lucrul acesta nu este corect. I felt that something was bothering me in my conscience. Ceva în conștiința mea mă deranja. So I didn't continue with my visa application. Așa că nu am continuat aplicația mea pentru viză. And I was in Liverpool at the time. Eram în acel timp în Liverpool. And some of Father Matthew's spiritual children should come to the Și copiii spirituali, discipolii părintelui Matei, o parte dintre ei au început să vină la biserica noastră la Rockhall. Initially I didn't know that Father Matthew was the priest I met in the Rocco Cathedral. Și nu înțelegeam că părintele Matthew, părintele Matei, este părintele cu care m-am întâlnit în catedrala de la Rockhall. Yes, and then the second time I met Father Matthew. Și a doua oară când l-am întâlnit pe Father Matthew, pe părintele Matei, when he came to the parish at Wallasey. Când a venit în parohia noastră de la Wallasey. And I said, he looks familiar. I remember. Am zis, sună, mi arată familiar, este familiar. Mi aduc aminte de el. So I came up to get Father's blessing. Am ieșit afară ca să primesc binecuvântarea părintelui. And Father went in to speak to Father Paul. Și părintele Matei a ieșit afară ca să vorbească cu părintele Paul Elliot. Mm-hmm. So at the same time all these things were happening, I noticed that there were lots of problems in Father Paul Elliott's parish. Am observat că există foarte multe probleme în parohia părintelui Paul Elliott. He doesn't read the prayers of exorcism for baptism. Nu citea rugăciunile de exorcism de la botez. For children. Pentru copii. He said, oh, children are innocent, don't read. Copiii sunt inocenți, nu trebuie să citim rugăciunile de exorcizare, lepădare de Satana, da, pentru copii. Mm-hmm. Vă dați seama ce blasfemic lucrul acesta. He changed the baptism service completely. A schimbat complet serviciul botezului, modul în care se face botezul. Mm-hmm. And he changed it by himself and said this is our local practice. Spune, l-a schimbat după propria lui voie, spunând că aceasta este practica noastră locală. And I said my conscience was pricked and was awakened. Și conștiința mea s-a trezit, era în durere și s-a trezit. Mm-hmm. And I said to him, Father, this affects the salvation of these children. Și am zis, aceasta afectează mântuirea acestor copii. If they haven't, they don't do it themselves, but their godparents do it for them. Chiar dacă nu o fac ei înșiși, dar nașii o fac pentru ei. They still have to renounce Satan. Ei trebuie să renunțe, încă trebuie să renunțe la Satana. If you don't renounce Satan, you cannot be with Christ. Dacă nu renunți la Satana, nu poți fi cu Hristos. So he says, oh, it's okay, these are baptized. God covers the mistakes of the priest. Asta este ok, Dumnezeu acoperă greșelile preotului. I said, it can't be because you know that you're supposed to do it. Right? Nu poate fi pentru că tu știi că ar fi trebuit să faci lucrul acesta. O faci din voința ta, nu e că nu știi, nu este din neștiință. Yes.
He's seen the book. He does it for adult baptism, but not for children. E făcea pentru cei adulți, dar nu pentru copii. And also he doesn't immerse the children. Și de asemenea nu i-a afundat pe copii în apă. I saw him with my own eyes because I was standing next to him. L-am văzut cu ochii mei pentru că stăteam lângă el. And he just dropped some water on their head. Doar turna puține picături de apă pe capul copilului. Exactly like the Anglicans. Exact ca anglicanii, exact cum fac anglicanii. Because he was an Anglican priest. Pentru că el era preot anglican. Mm-hmm. Să înțelegem că nici el nu este botezat. Yes, he's not baptized. El nu este botezat ortodox. Iată în ce situație ne aflăm în Anglia, în care preoții care sunt de origine engleză, americană, trebuie să știți că aici nu sunt botezați. Întrebați dacă sunteți în Anglia, în Franța, în Spania. Dacă este un preot de origine străină, întrebați-l dacă este botezat ortodox prin tripla afundare. Pentru că s-ar putea să aveți surprize și atunci botezul făcut de astfel de preoți nu este valabil. Nu lucrează Duhul Sfânt pentru că ei la rândul lor nu sunt botezați. Așa că gândiți-vă foarte bine dacă preotul de parohie care pretinde a fi ortodox, chiar dacă are episcop ortodox, dacă el însuși nu este botezat ortodox, el ar trebui să se boteze ca Harul lui Dumnezeu să lucreze prin el. Altfel este într-o situație foarte, foarte gravă și nu știm în ce măsură Dumnezeu prin economie ar putea lucra sau nu prin el. De aceea cel mai bine este să ne îndepărtăm de astfel de preoți care oricum trebuie să știți că sunt ecumeniști. Că dacă n-ar fi ecumeniști s-ar boteza imediat. Asta trebuie să știm clar. Yeah, exactly. S-ar boteza chiar în ascuns. S-ar boteza. Da. And obviously, as the more time I spend in the parish, I find out the history of the parish. Și apoi cât timp am stat în parohie, am aflat istoria parohiei. And I found out that he also practiced multiple spoons. Și am aflat că și el practica lingurițele, împărtășirea cu lingurițe multiple. And so only the bishop that stopped him. Doar că episcopul l-a oprit. And he was so afraid of corona. Și era atât de frică de corona that he wouldn't want to see anybody. Everybody has to be distanced from. Nu vrea să vadă pe nimeni, trebuia să stea la distanță de oricine. So when I met him, obviously it was after the vaccines have already come into play. După ce l-am văzut, după ce a intrat vaccinul în acțiune. So obviously he felt some kind of psychological confidence to meet people. Pentru că știa că toți au vaccinul, psihologic a venit momentul să mă întâlnesc cu oamenii. Yeah. So then I realized that baptism. Atunci am înțeles că botezul is the only way to enter the church. Este singurul mod de a intra în biserică. Because I've seen all these so-called chrismated. Pentru că am văzut pe toți aceștia așa zis crismați, așa zis mirunși. Can readily blaspheme Christ. Imediat îl blasfemiază pe Hristos. They would teach heretical things. Vor învăța lucruri eretice. They would stop people from venerating the icons. Vor opri oamenii să venereze sfintele icoane. Iată, avem caz, citeam clar chiar aici în Liverpool, în zonă, care spune interzis a se săruta sfintele icoane, nu? Că este iconoclasm, nu? Oameni buni. So all these different heresies and the problems that are coming out from these people. Toate aceste erezii și probleme care vin de la acești oameni. By God's providence, I understood in my conscience that it's because of baptism. Este datorită lipsei botezului. Spune-ne, Michael, cum ai ajuns să fii botezat prin tripla afundare în biserica noastră aici la Liverpool? Pentru că până la urmă ai fost botezat. Nu, din câte știu, am avut acea discuție cu duhovnicul meu, Părintele Maximus Caravas. Yes. Nu? Cum a fost? Povestește-ne puțin. Eu pot să-mi povestesc și eu, dar povestește-ne așa pe scurt. Și cu lucrul acesta să încheiem acest frumos... lansare a canalului de televiziune Doar TV. Yeah. So I as I spoke to Father Matthew. După cum am vorbit cu Părintele Matei. At the time Father Matthew was very sick recovering from COVID. Părintele Matei își revenea după moartea pe care a avut-o în COVID. Am fost în moarte efectivă, nu moarte clinică, moarte completă, timp de 45 de minute, după care Dumnezeu m-a readus în viață. Am fost în fața lui Hristos, am văzut, cum se spune acolo, lucruri care nu se pot povesti. Yeah, da. Before Father fell ill from COVID. Înainte ca Părintele Matei să se îmbolnăvească de COVID. I met him before he flew to Athens. L-am întâlnit înainte de a zbura în Atena.
And we had a chat, a very long conversation. Și am avut o conversație foarte lungă. And I remember that when I was talking to Father Matthew, my heart was burning in me. Și îmi aduc aminte când vorbeam cu Părintele Matei, inima mea ardea în mine. Father Matthew brought the relics of Saint Valery Gafencu. Părintele Matei a adus Sfintele Moaște ale Sfântului Valeriu Gafencu, which was had so much fragrance. It was so care avea o mireasmă extraordinar de puternică. Yes. Le avem aici. And we were talking to Father Matthew, and we were talking about ecumenism, about creeds. Vorbeam despre Părintele Matei, despre ecumenism, despre minciunul sinodul din Creta. And all the different topics. Și toate diferite subiecte, da? Different theological topics. And I asked Father Matthew. Și am întrebat pe Părintele Matei. Do you know of any starets? Cunoști un părinte stareț? So I can find an answer of my conundrum about my visa to go to America. Pentru a afla un răspuns legat de viza mea pentru a pleca în America. And Father Matthew went to Athens. Și Părintele Matei s-a dus la Atena. Got sick with COVID. S-a îmbolnăvit de COVID. And Father Matthew already said he died for 45 minutes. A murit pentru 45 de minute. And Christ brought him back. Hristos l-a dus înapoi. And Father Matthew, when he was better, he started to call me. Și apoi, când s-a făcut mai bine, m-a sunat. And we had short conversations because he was very sick. Am avut o scurtă conversație pentru că era foarte bolnav. Îmi aduc aminte că atunci de-abia învățam să merg la toaletă. Mm-hmm. După câteva luni, ieșeam ușor din paralizie. Bine, starea mea nici acum nu este extraordinar de bună. Toate organele mele nu mai funcționează cum trebuie. Dar asta este situația. Sunt în această stare vegetativă, dar iată că Dumnezeu mă ține în picioare. Mm-hmm. I got in touch with some of Father Matthew's spiritual children. Și atunci am intrat în legătură cu unul din fiii duhovnicești ai Părintelui Matei. And I was telling my history. Și povesteam istoria mea. And we found out through God's providence. Și am aflat prin providența, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, that I'm not actually baptized. Că de fapt eu nu sunt botezat. Because the priest, the so-called priest that baptized. Așa a zis un preot care m-a botezat ortodox. El însuși nu era botezat. And the actions and the way he lived and the way he. Acțiunile și modul în care trăia. Especially with the blasphemy against. Cu această blasfemie împotriva lui Hristos. Shows that he's arată not că el nu era în biserica lui Hristos, de fapt. Era pus pe sine, niciodată n-a fost parte din biserica lui Hristos, de fapt, că n-a fost primit nici el la rândul lui corect în biserica lui Hristos, printr-o cateheză corectă de 2 ani de zile, printr-un botez corect, prin înțelegerea că el a lăsat protestantismul, gândirea protestantă la o parte și a primit smerenia lui Hristos și harul Duhului Sfânt, da. Yes, it's very. And it's very saddening to see this because este foarte dureros, este foarte trist să vezi lucrul acesta. Because who knows, maybe he had good intentions. Cine știe, poate că are intenții bune. But he went to catechism with a very ecumenist group. Dar a venit în catehism cu un grup foarte ecumenist de oameni. Să nu uităm că aici există și mănăstirea St. John Baptist, mm-hmm. da, al lui Sofronie, da, care este și ea o mănăstire ecumenistă, da. Yeah. O mănăstire care este sub Bartolomeu și care nu respinge Creta. Iarăși o mănăstire care nu vă recomand să mergeți acolo pentru că sunt total ecumeniști, total rupți de Biserica lui Hristos. Trebuie să știm orice ar spune. Ei sunt în afara adevărului lui Hristos, chiar dacă mimează prezența în biserică. Yes, we are very poor spiritually in the UK. Suntem foarte sărați spiritual aici în UK. And with lots of delusions everywhere. Și foarte multă înșelare peste tot. Mm-hmm. Like in Essex, in St. John the Baptist Monastery. În mănăstirea Essex, Sfântul John Baptist, botezătorul. They don't teach that. They don't teach publicly that all baptisms are accepted, but quietly. Ei nu învață, ei e public, nu spun că botezul, că ar trebui să se boteze toți, mm-hmm. ci numai unora li se spune, da? Yeah, and they say quietly, and people, they say, oh, as long as somebody is baptized, it's okay.
Și atunci ei spun asta, nu? Mm-hmm. Ei spun că atunci când cineva este botezat e ok, adică indiferent de religie, nu? Sau? Yeah, as long as you're obviously any heterodox Christian. Yeah, so if somebody, dacă cineva este botezat la heterodox e ok, da? Așa spun. Mm-hmm. Da. Iată mare blasfemie dacă mănăstirea Essex spune această blasfemie că e ok dacă ești botezat heterodox. Lucrul acesta arată, din păcate, și moștenirea lui Sofronie, pentru că știm că în Grecia există părintele Ioannis Diotis, care a scris împotriva înșelărilor așa zisului Sfânt Sofronie. Există o mare luptă în Grecia împotriva înșelărilor din această mănăstire. Lucrurile acestea trebuie să le spunem, nu? Pentru că sunt realități. Mm-hmm. Yes. În Grecia există o luptă, da. It's not a public teaching, but it's done quietly through just people talking to each other in the monastery. Nu sunt discuții publice, dar sunt aceste discuții care sunt în interiorul mănăstirii, da. So in this kind of ethos. În acest mod de a face, it's passed along through people in contact with them, especially in the UK. Mai ales în UK, această mănăstire are o destul de mare putere și influență. Mm-hmm. Și vor să, iată, să lucrurile să meargă pe un anumit făgaș, uh-huh. Da, care nu este un făgaș al ortodoxiei autentice. Trebuie să spunem lucrul acesta răspicat. Atâta timp cât ei nu mărturisesc împotriva minciunilor sinodului din Creta, în primul și în primul rând, îi arată că sunt în înșelare, da? Yes, so coming back to how I was baptized. Revenind la modul cum am fost botezat, as I spoke to Father. Așa cum am vorbit cu părintele. Father told me that because that priest in the so-called priest in Cambridge is not baptized himself, he cannot baptize you. Am zis că atâta timp cât părintele din Cambridge nu este botezat el însuși, nici el nu te poate boteza pe tine. Of course, on the surface initially when I heard it I was shocked myself. Prima dată când am auzit am fost șocat eu însumi de ceea ce a spus părintele. Because I know that I came to the church, I was baptized, well I was sprinkled with water. Da, pentru că știam că am venit la biserică, am fost stropit, nu? And as I mentioned in the beginning earlier when I was talking about this, that question I had about why is this so-called economy done? Am zis de ce este această așa zisă economie făcută? De ce? That linked together with what Father Matthew said. Care am legat împreună toate aceste lucruri pe care părintele Matei mi le-a spus. And Father Matthew said I discussed this also with Father Maximus Caravas. A spus părintele Matei a discutat lucrurile acestea cu părintele lui duhovnic, părintele Maximus Caravas. And that It is important and it is for your salvation that you are baptized. Părintele Maximus și părintele Matei au fost de acord că este important pentru tine ca să fii botezat prin tripla fundare în Biserica Ortodoxă. Yes, exactly. So I obviously had to choose and say yes, Father. Și trebuia să aleg să spun da, părinte, nu? Yes, and by God's grace. Și prin harul lui Dumnezeu. I accepted it straight away. Am acceptat imediat. And obviously, I waited for Father to come back from Greece. Și am așteptat ca părintele să vină din Grecia înapoi. And I came for confession. Am venit pentru Sfânta Spovedanie. And again, I waited for when Father said it was the right time to be baptized. Și am așteptat până la momentul în care părintele Matei a spus că este momentul potrivit pentru a fi botezat. And Father Matthew made it very clear that we were not myself. I was not allowed to receive Holy Communion because I'm not baptized. Și părintele Matei mi-a spus foarte clar că nu ai voie să primești Sfânta Împărtășanie pentru că nu ești botezat de fapt. And I just said yes, may it be blessed. Și am zis fie binecuvântat, bineînțeles. Because you cannot receive Holy Communion if you're not. Nu poți să fii să primești Sfânta Împărtășanie atât timp cât nu ești botezat. If you're not in Christ, you can't receive Christ. Dacă nu ești în Hristos, nu poți primi pe Hristos. So I started to come to Father Matthew. Am început să vin la biserica părintelui Matei aici în Liverpool. Yes. I think about 2 years ago now. Și acum 2 ani de zile, au trecut deja 2 ani de zile, da? Father said, "Yes, now's the time for you to go." A zis, "Da, a venit momentul ca să primești taina Sfântului Botez."
So this time I knew that I was going to be fully immersed. Și am știut că de data asta voi fi cu totul afundat. Because we together with Father Matthew's spiritual children. Pentru că împreună cu cu fiii duhovnicești pentru Matei. We look for a 200 liter. Am căutat un butoi de 200 de litri. Sau 300 de litri. De 300 de litri, de 300 de litri mi se șoptește din studio. Definitely 300, care cu siguranță îl va cuprinde pe Michael. Yes, and the time came for me to be baptized. Și momentul a venit ca să fie botezat. And I had a temptation ispita. Și am avut o ispită. Where my back, spatele meu, the muscle on my back was mușchii de la spate erau strânși și nu se mai desprindeau, nu se mai deschideau. I couldn't stand up. Nu puteam să stau în picioare. But I said, Lord Jesus Christ, help me. Și am zis, Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mă. I want to be baptized. Vreau să fiu botezat. And I crawled on the floor. Și stăteam pe podea. And I just laid down on my stomach. Și stăteam așezat pe stomacul meu. And I just keep praying. Și continuam să mă rog. And the pain was reduced. Și durerea s-a redus. And I could stand up. Și am putut să mă ridic în picioare. So I put my clothes on and go. Am pus hainele pe mine și am plecat la părintele la liturghie, nu? Yes, I came to liturgy. Yes. Am venit la liturghie. Yes. A fost o liturghie baptismală, yes, da. Definitely. A început cu botezul, da, și a continuat, yes, cu Sfânta Împărtășanie. So, yes, and I came to liturgy with God's grace. Am venit cu harul lui Dumnezeu la Sfânta Liturghie. It was not me because I was sick. Nu eram eu, pentru că eram bolnav. My back was gone. Spatele meu era dus. I said, you know, I can't stand up even. Nu pot să mă ridic chiar. But by God's grace I could actually enter. Prin harul lui Dumnezeu am intrat the water în ape, în apele botezului, în acel butoi de 300 de litri, care l-am căput perfect pe Michael. L-am botezat pe Michael, atunci a venit foarte multă lumină la botez, harul Duhului Sfânt, clar prezent, și abia de atunci Michael este creștin ortodox. Iată, dragii mei, ce peripeție până ca Michael să cunoască, deci ai cerut să cunoști adevărata biserică. Și înseamnă că aici te afli în adevărata biserică, aici, la noi, la Liverpool. Așa este, fraților, este adevărata biserică, nu că e Părintele Matei sau că suntem noi aici sau că e biserica noastră aici, ci este adevărata biserică pentru că rămânem fideli învățăturii de credință a lui Hristos, rămânem fideli moralei lui Hristos, rămânem fideli etosului creștin ortodox. Asta este important, da. Yeah. Și iată că ai primit taina Sfântului Botez, ai primit, iată, acum primirea Duhului Sfânt, da, prin punerea mâinilor. Da. Duhul Sfânt a venit și iată că Dumnezeu lucrează, nu așa? Michael, trebuie să spunem că Michael este și psalt, este psaltul bisericii noastre, a învățat muzică psaltică și cântă muzică psaltică împreună cu ceilalți psalți de la strană și ne bucurăm foarte mult că este în mijlocul nostru. Și că Dumnezeu, iată, l-a adus la adevăr, nu? Yes. L-a adus într-o biserică cu adevărat mărturisitoare. Pentru că noi mărturisim adevărul, este o realitate. Mărturisirea adevărului în această vreme de apostazie generală este extrem de importantă, nu? Și noi trebuie să mărturisim adevărul în acest timp, pentru că mărturisirea adevărului este singura care ne mântuiește astăzi. Acum când toată lumea tace, a mărturisi adevărul este un dar profetic. Deci înseamnă să ai curaj, să-ți dea Dumnezeu curaj, să ai lipsă de frică, pentru că știm că fricoșii nu se mântuiesc. Numai cei curajoși se mântuiesc, lașii, mincinoșii, fricoșii nu au parte de mântuire. De aceea noi căutăm, noi suntem, eu sunt laș și mincinoș și fricos, dar cu harul lui Dumnezeu să plinească ceea ce lipsește și să nu fiu nici laș, nici mincinos, nici fricos, ci să duc mai departe apostolatul acesta pe care Hristos mi l-a dat prin punerea mâinilor prezbiterilor, prin punerea mâinilor mitropolitului Panteleimonos de Veria, unde am primit harul Duhului Sfânt, harul prezbiteratului, iar apoi prin punerea mâinilor mitropolitului Serafim al Pireului, am primit harul iertării, dezlegării și alegării păcatelor și am primit de asemenea și treapta aceasta, am fost pus în treapta de protoprezbiter. Și iată, apoi aici la Liverpool, tot prin binecuvântarea bisericii, am întemeiat această
biserică, această parohie a lui Dumnezeu, iar astăzi suntem sub omoforul înalt preasfințitului Siluan, mitropolitul nostru, mitropolit arab, botezat, deci este botezat, așa, în Biserica Antiohiană. Mulțumesc foarte mult, Michael, pentru ceea ce ne-ai spus, pentru că ai împărțit cu noi viața ta, am văzut lucrurile acestea minunate. Sperăm să avem și pe alții care să ne povestească din parohie despre cum au ajuns la Biserica Ortodoxă. De aceea mulțumim tuturor celor care ne-au ascultat și ne-au văzut și Dumnezeu să vă binecuvinteze cu mâna dreaptă. Vedeți că se vede în oglindă, asta e dreapta, da? Deci unii ne văd cu stânga, alții cu dreapta, asta e mâna dreaptă, nu? Asta e mâna dreaptă, nu? Așa se vede în oglindă, să nu existe niciun fel de scandalizare legată de acest subiect. Vă salutăm pe toți, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumim, Michael, pentru frumoasa mărturisire. Doamne ajută! Doamne ajută!